Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 9, sunteți la Prima News. Spitalele din România nu vor avea paturi noi nici în următorii 2 ani, așa cum nu au de fapt încă din anul 2010. Atunci Ministerul Sănătății a redus numărul acestora de la 136.000 la 119.000. Acum, același minister consideră că dezvoltarea spitalizării de zi și asistența ambulatorie pot compensa lipsa de paturi. Invitat aseară în emisiunea La Final de la Prima News, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a declarat că a răspuns solicitării Ucrainei, care a cerut Comisiei Europene includerea canalului Chilia-Vâstroe în coridorul de transport european. Ministrul spune că singura cale navigabilă este canalul Sulina. România și Ucraina au convenit ca experții români să înceapă măsurătorile pe brațul Chilia și canalul Vâstroe din 15 martie. În urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni, cam așa, 2 săptămâni, am avut informări ca ministru al transporturilor, venite parte dintre ele de la structurile din teritoriu ale Ministerului Transporturilor, altele venite din zone care nu țin de Ministerul Transporturilor, în speță Ministerul de Interne, prin care s-a adus la cunoștință că au semnale că pe Chilia și uitându-se pe anumite monitorizări, inclusiv pe Băstroie, se fac aceste lucrări de dragare. Urmare a acelor rapoarte, am convocat structurile Ministerului Transporturilor care au responsabilitate pe această zonă, am invitat și reprezentanța ai mediului, ai Ministerului Mediului și cei de la poliție și cei de la externe, ca să vedem cum se abordează această problemă. Asta când se întâmpla? În urmă cu două săptămâni, poate trei. Deci în debutul scandalului? Nu chiar, cu o săptămână înainte. Deci cu o săptămână înainte de 15 ați avut dumneavoastră exact. Acea ieșire publică. Deci și am avut acea ieșire publică de alt februarie. Tip. Semnam ultimele contracte pe A7, pe autostrada Moldovei, așa, de la Bacău la Pașcani. Și am avut o întrebare. În conferința de presă, spunându-mi sau întrebându-mă dacă e adevărat că în urmă cu o săptămână a avut loc. Și am spus da, e adevărat, există aceste semnale, o să vedem pașii următori. După aceea au fost comunicări pe care eu le consider oficiale, unele din partea Ministerului Transporturilor din Ucraina. Tot la Prima News, Sorin Grindeanu a făcut portretul prezidențiabilului PSD. Să fie om în primul rând și european, dar să nu uite că este român. Să-l ascultăm. În primul rând să fie om. Dar ce am avut până acum, roboți? Am spus-o... Asta cu roboței e la modă. Nu mă refeream la acest aspect. Să simtă pentru poporul român. Și astea sunt mai importante decât apartenența la un partid politic sau la altul. Să se bată pentru România și pentru poporul român, să fie un european, în adevăratul sens al cuvântului, dar să nu uite că e român. Mafia pariurilor lovește și în Liga 1. Un fotbalist de la Petrolul Ploiești este anchetat după ce ar fi pariat sume importante de bani pe meciurile din campionatul românesc. Surse apropiate anchetei susțin că jucătorul avea legături cu un clan interlop. Cosmin Achim are 27 de ani și în această iarnă a fost transferat de la FC Voluntari la Petrolul Ploiești. După doar 5 partide în tricoul noii echipe, clubul anunța rezilierea contractului. În România, la fiecare 30 de secunde, o femeie este bătută. În 2022 au fost raportate peste 70.000 de cazuri de violență domestică. Statisticile nu spun însă povestea unui număr uriaș de femei abuzate care îndură în tăcere. În sprijinul lor, o asociație din Iași a organizat un eveniment caritabil. Și din momentul aderării la Uniunea Europeană, veniturile și productivitatea românilor au crescut, însă nu unitar. Dacă produsul intern brut pe cap de locuitor al bucureștenilor îl depășește pe cel al locuitorilor din Viena sau Budapesta, Vasluiul rămâne polul, atenție, european al sărăciei.
În ultimele două săptămâni, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul Schengen au depistat 650 de persoane care erau date în urmărire în statele membre. Dintre acestea, 476 de persoane căutate au fost găsite în România. Peste 45.000 de morți, pagube imense și o populație traumatizată este bilanțul la o lună de la catastrofa care a îndoliat Turcia și Siria. Autoritățile turce estimează că doar în această țară 14 milioane de persoane au fost afectate de seism. Dintre cei afectați, 3,3 milioane au fost nevoiți să părăsească zonele sinistrate. Aproape 2 milioane locuiesc acum în corturi sau în case container. Cutremurul devastator și replicile care au urmat au provocat pagube de peste 34 de miliarde de dolari, adică 4% din PIB-ul Turciei. Estimarea nu ține însă cont de costurile de reconstrucție, care ar putea să fie de două ori mai mari. Și o femeie din Statele Unite și-a văzut moartea cu ochii. O bucată din tavanul unei stații de metrou s-a desprins și a căzut la niciun metru distanță de ea. Imaginile au fost postate pe internet și au devenit virale. Tânăra de doar 21 de ani povestește că a fost în stare de șoc și câteva secunde nu s-a putut mișca din loc. Ultima inspecție a tavanelor din metroul Boston a avut loc acum 2 ani, iar autoritățile spun că vor demara imediat lucrări de reabilitare în urma celor întâmplate. Naomi Campbell a defilat din nou la 52 de ani și le-a amintit tuturor ce înseamnă să fii supermodel. Vedeta a avut o apariție de senzație la Săptămâna Modei de la Paris, unde a prezentat colecția pentru un designer italian. Prezența ei a fost surpriză pentru toată lumea. Naomi a strălucit într-o creație de culoare neagră, transparentă, care i-a scos în evidență formele de invidiat. Sport acum, continuă etapa surprizelor după Farul și Rapid, s-a încurcat și FCSB. UTA a învins-o fără drept de apel. Craiova lui Rotaru leagă victoriile în Superligă după ce au câștigat la Ploiești. Oltenii s-au apropiat la un punct de Rapid. Și meteo, vremea va fi mai caldă astăzi în sud și sud-est, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. În vest, centru și în nord va ploua puțin, iar la munte vor fi precipitații mixte și vânt activ. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 13 grade. Am revenit în studio unde discutăm la această oră despre decizia Ministerului Sănătății de a nu mai mări numărul de spitale. Așadar, întrebarea de astăzi, așa cum v-am obișnuit în ultima săptămână și puțin pe pagina noastră de Facebook, a Prima News, aveți zilnic o întrebare și când sunt mai multe teme, o întrebare pe fiecare temă discutată. Așadar, la această oră, întrebarea este cum comentați decizia Ministerului Sănătății de a nu mări numărul de paturi în spitale încă 2 ani de acum înainte? Practic, din 2010, numărul de paturi a rămas același și asta vă întrebăm, dacă dumneavoastră credeți că în 2027 va avea România măcar un spital regional. Am discutat aici tot așa recent despre faptul că la Iași s-a semnat autorizația de construcție pentru primul spital regional. Este o estimare care spune, conform autorităților, că în 4 ani acest spital ar trebui să-și deschidă porțile și despre asta discutăm astăzi, legat de numărul de paturi și de întreg sistemul de sănătate pe care îl cunoaștem cu toții, cred că foarte bine deja. Invitații acestei ore sunt Daniel Osmanovici, colegul meu, jurnalist Prima News, Eugenia Foarfecă și ea, colega mea, jurnalist Prima News, de asemenea, doamna Ioana Stăncel, specialist în sănătate publică, Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie din București, Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor din Ambulator. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună dimineața. Tema spitalelor nu este una nouă nici pentru noi la Prima News, nici pentru România. Din păcate, va fi în continuare un subiect pentru multe dezbateri din viitor. Astăzi discutăm despre decizia Ministerului de a rămâne la numărul de paturi din 2010. Raluca, este o decizie care trebuie înțeleasă și pusă în context și o văd deja pe doamna doctor Sandra Alexiu. În momentul în care iei o astfel de decizie de a menține un număr de paturi la un nivel al anilor trecuți, trebuie să și asiguri un context favorabil pentru tratarea pacientului român. Ei, și justificarea ministerului este că sunt două paliere unde s-ar compensa, dar este reală această compensare sau este o justificare în documente?
Consider că în teren realitatea este alta. Repet, văzând-o pe doamna doctor Sandra Alexiu, știu o discuție pe care am avut-o cu dânsa și suna cam așa: pornim cu un deficit de 4.000 de medici de familie în momentul de față în România. Sunt puțin peste 9.000 de medici de familie, sunt repartizații... Câți medici au plecat în ultimii 10 ani? Că tu mi-ai spus la un moment dat și vreau să tot subliniem asta. De la aderarea României, deci din 2017, să nu spun prostii, sunt 40.000 de medici. 40.000 peste 40.000 de medici plecați în străinătate. 40.000 de medici, l-aș repeta toată ora fără să mai discutăm altceva. 40.000 de medici lipsă, da? Da, dar vorbim de medici de toate specialitățile. Într-un context în care avem nevoi uriașe și ne dorim și spunem asta tot timpul, că ne dorim să facem ceva, să schimbăm și să îmbunătățim situația pacientului. Asta îți spunea, momentul în care decizi ca Ministerul Sănătății să menții același număr de paturi în spitale, pornești la premiza că există deja asistență medicală primară dezvoltată suficient de bine în România, astfel încât cei mai mulți dintre pacienți să aibă acces la acest tip de îngrijire, la acest tip de asistență medicală. Și aș îndrăzni, cu permisiunea ta, să o și întrebăm pe doamna doctor Sandra Alexiu cum vede această situație și cum vede asistența medicală primară în momentul de față în țara noastră. Doamna doctor. Mulțumesc frumos pentru invitație. Deși am fost reticentă să vin la o emisiune despre spitale, pentru că doar despre spitale ascultăm și auzim de cel puțin eu de când sunt în sistem de 30 de ani, numai despre spitale se discută și cu toate că strategia pe hârtie spune că este foarte important ce se întâmplă înainte de spital și așa este și adevărul, așa se întâmplă în toată lumea, în România, de fapt, medicina se face tot bazat mai mult pe spitale. Creșterea numărului de spitale înseamnă să... Sigur, e un lucru către care populația se uită cu speranță, pentru că așa este educată să fie tratată în spital. În realitate, într-o țară ca oricare din Europa în care sănătatea funcționează bine, înaintea spitalului, cam 90% din toate prezentările pentru tot felul de patologii sau pentru medicină preventivă se fac în ambulatoriu. Și aici mă refer și la asistență medicală primară. Dar în România, pentru că nu s-a investit în partea de prespital, noi nu reușim să ne ducem decât puțin peste 70%, dacă atingem 70%, pentru că nu avem resursele să facem acest lucru. Asta înseamnă că pacienții continuă după atâția ani să vină să spună: vreau și eu o internare să-mi fac toate analizele, sau mă duc și eu la spital că am pe cineva să mă caut din cap până în tălpi, și așa mai departe. Ori medicina nu se face așa. Știți ce aș vrea să vă întreb? Pentru că dumneavoastră sunteți poarta pacientului către întregul sistem până la urmă și chit că omul merge dintr-o nevoie așa cum îi recomandați dumneavoastră sau că omul vine să vă ceară să faceți anumite lucruri ca el să își atingă scopul de a ajunge undeva la un anumit medic sau la o anumită secție din spital. Cum vi se pare dumneavoastră această lipsă de 40.000 de medici? Vorbim într-adevăr de toate specializările, dar numărul pentru țara asta rămâne unul uriaș. Și primul șoc sau primul impact este la dumneavoastră. Noi percepem cel mai bine acest lucru, pentru că toți cei care au plecat sunt colegii noștri, exact. Sunt rudele noastre, oamenii lângă care am lucrat de la bun început, colegii din facultate și așa mai departe, tinerii care au învățat de la noi. Asta este cel mai rău. Cum să percepem? Problema noastră este că nu putem să facem mai mult decât facem, pentru că nu avem cu ce. Nu avem instrumentele să păstrăm oamenii, să-i oprim să se interneze atunci când nu este cazul. Sistemul este de așa natură gândit. O să vă dau un exemplu. Unul dintre criteriile de performanță ale colegilor noștri din alte țări este numărul cât mai mic de bilete de trimitere pe care îl emit. În timp ce la noi este o cursă nemaipomenită după foarte multe bilete de trimitere, pentru că numai pe baza acestor bilete pacienții pot să meargă mai departe unde vor sau unde sunt chemați să ajungă, deși nu e neapărat nevoie să meargă mai departe la specialiști de altă specialitate decât medicina de familie. Doamna doctor,
Menținerea aceluiași număr de paturi în spitale înseamnă și un sistem de prevenție în medicina primară foarte bine pus la punct. O doamnă doctor medic de familie spunea: nu suntem decât o ștampilă cu rază lungă de acțiune. Din cauza acestei birocratizări excesive a sistemului când vine vorba de medici și de familie, vă întreb, cât timp vă mai rămâne într-o singură zi să puteți să realizați la nivel de cabinet ceea ce înseamnă prevenție, prevenție pentru pacienții dumneavoastră din listă? Foarte puțin spre deloc, pe cele mai multe zile. Dar nu are legătură cu felul în care discutăm problema. Nu știu dacă numărul de paturi de spital este suficient ca să vorbim despre asta. Avem o mulțime de spitale prin țară care nu sunt pline, în care nu se întâmplă nimic pentru că n-au dotări. Poate că numărul de paturi de spital ar trebui să scadă în timp ce numărul acestor paturi de spital trebuie să fie folosite judicios. Adică sunt multe lucruri în care nu se întâmplă ce trebuie să se întâmple și sunt alte lucruri în care nici măcar nu se umple saloanele. Și am văzut cu toții la televizor sau știm de la colegi cum arată aceste saloane și ce se întâmplă în spitale. Dar am și o întrebare. Ne scapă cumva faptul că ar trebui să vorbim despre o, ca și în educație, despre o reformă, pentru că pare că toate lucrurile reprezintă niște decizii individuale, nu puse într-un context care să ducă către ceva în viitorul apropiat sau îndepărtat, oricare ar fi el. Asta e problema noastră, nu avem strategie pe nicio direcție. Începusem la un moment dat cu... Strategie avem, da. Păi, pe hârtie, însertare, apar la vot, discuții. Domnule doctor, vă rugăm. Noi discutăm acum despre numărul de paturi din spitale. Dar hai să fim serioși, planul de paturi și spitalele din România au fost făcute în anii 70, când aveam cu tot o altă populație, 22 de milioane în creștere, ajunsem la 23 de milioane imediat după Revoluție, cu o altă demografie, numărul tinerilor era mult mai mare decât este în prezent, deoarece tinerii de astăzi sunt plecați peste hotare. Noi în realitate avem o populație de aproximativ 16 milioane de locuitori în România. Și ce natalitate aveam? Exact. Natalitate în prăbușire, iar spitalele pe care le avem în realitate ar trebui rase toate, pentru că sunt extrem de vechi, cu circuite complet depășite, nu mai corespund în niciun unele fel. Unele sunt ele însele bombe sanitare. Evident. Și, într-adevăr, trebuie făcute spitale, dar spitale în locul celor care există și readuse, ținând seama de modificările demografice care există. Sunt zone întregi din țară în care au fost depopulate. Pe de altă parte, cred că problema este mare atât la nivelul medicilor de familie, dar în unele județe este mult mai mare la nivelul medicilor specialiști de ambulator. Avem județe în care avem unul, maxim doi medici specialiști pe o anumită specialitate. De exemplu, diabetologie, reumatologie sau altele. Pacienții aceia unde se duc? Oncologie, pediatrie. Evident, evident. Deci, practic, avem zone... Nu cred că greșesc, dacă gândindu-mă la ce a spus dumneavoastră, putem să spunem că avem zone neacoperite medical. E o greșeală tehnic să spun asta? Sunt zone deșertice. Sunt zone deșertice. Deci sunt zone în care noi nu oferim niciun fel de serviciu medical în țara asta și vorbim poate în fiecare zonă de niște mii, sute de mii de persoane. Exact. Am propus tocmai pentru a ajuta ca medicina să se apropie de pacient să există o posibilitate care astăzi nu există de colaborare a medicului specialist de ambulator cu medicul de familie. Pentru a putea să integrăm serviciile medicale acordate pacienților cât mai aproape de ei, în așa fel încât să nu aglomerăm spitalele. Deocamdată nu există niciun răspuns. Haideți să vă citesc din justificarea, din argumentele Ministerului, ca să-mi spuneți dumneavoastră, pentru că sunteți specializat în zona de ambulator, dacă într-adevăr se compensează așa cum spune Ministerul. Având în vedere atât contextul epidemiologic și internațional și național, cât și faptul că, o să găsesc imediat... Așa, cât și faptul că proiectele spitalelor regionale se estimează a fi finalizate după anul 2025, se propune menținerea numărului actual, 119.579.000 de paturi la nivel național, pentru perioada 2023-2025.
Într-adevăr, se compensează prin zona de ambulator și prin celelalte servicii medicale și calitatea actului medical. Se poate spune că aceste două direcții compensează lipsa de paturi și mai ales lipsa totală de sistem medical, așa cum vorbeam câteva secunde mai devreme. Ar putea compensa în situația în care ambulatoriul ar fi susținut și sprijinit. Ori acest lucru nu se întâmplă. Și asta ce ar însemna? Ca să vorbim despre ce este nevoie în realitate. Exact. De când s-a început așa zisa reformă în sănătate. Au fost mici ajustări, dar alea au fost ajustări cu inflația sau cu cursul valutar. În realitate sunt aceiași bani. Cum faci ca un medic specialist să poată să meargă să ofere servicii de specialitate în specialitatea lui cu o anumită dotare care de multe ori este foarte scumpă într-o localitate urbană mică din România? Nimic. Nu există spații, nu există aparate, nu există absolut nimic. Nu există posibilitate de finanțare. Ideea în esență este foarte bună și promițătoare dacă ar avea și o finalizare. Domnule doctor, România este țara lipsei de finalizare. Se mai pune problema existenței acestui program prin PNRR și știm că recent Ministerul Sănătății a anunțat că un număr de 60 de ambulatorii de specialitate intră în acest program și vor fi dotate corespunzător. Am văzut și repartiția. Este suficientă această măsură? Repet, încă nu s-a înfăptuit, dar... Este vorba de ambulatorii în special de spital. Spital. Nu este de spital. Vorba de ambulatorii în afara spitalului. În afara spitalului, așa este. Această menținere a numărului de paturi de spital și ambulatorii de spital nu face decât să răspundă unor solicitări sindicale la nivelul instituțiilor publice, nu necesităților pacienților reale. Deci este cu totul altceva. Și atunci în teritoriu... Nu se rezolvă prin acest lucru. Sunt peste 400, bine, peste 400 pe hârtie, însă în realitate cred că sunt mult mai multe, peste 600 de comune, localități în România, care nu au nici măcar un singur medic de familie și spitalul cel mai apropiat este departe. Atunci pentru acești oameni, cum găsiți, înainte era dispensarul acela comunal, acela nu mai există, cum găsiți accesul la serviciu medical de bază, primar, o consultație pe cardiologie, pe ceea ce au nevoie oamenii, poate? Asta s-ar putea face dacă ar exista niște ambulatori, niște cabinete, niște policlinici. Mici. Nu e nevoie să fie cu toate specialitățile peste tot, pentru că n-ai de unde să aduci medici acolo. Dar ca etapă intermediară între medicul de familie, care face foarte mult, dar competențele lui sunt totuși limitate în diversele specialități, că altfel n-ar mai exista specialități medicale, și spital. Foarte multe cazuri s-ar putea opri la nivelul acestor ambulatorii, dacă ar exista o colaborare mult mai strânsă, inclusiv instituționalizată în forma, nu știu, să spunem, o gen de caz rezolvat între medicul de familie și medicul specialist, s-ar putea ca aceste cazuri ale pacienților să fie rezolvate fără să mai ajungă la spital. În mod normal, în spital trebuie să ajungă doar cazurile extrem de grave, care nu au altă soluție în ambulator. Așa cum se întâmplă în străinătate, de altfel. Este, spitalul este mai mult social. Să nu uităm că sunt spitale în țara asta în care nici măcar o apendicită nu se rezolvă cum trebuie. Sunt situații în care o apendicită este transferată într-un spital județean. Păi și atunci vin și eu și întreb. Sunt niște căsuțe în care mai... aducem niște pacienți cu probleme, îi ținem un pic și după aia eventual îi transferăm. Și ei spun că au fost la spital. Într-adevăr, au trecut pe la spital, au intrat în spital, au ieșit din spital, dar în ei nu s-a schimbat mare lucru din punct de vedere medical, decât poate eventual au mai luat o bacterie în plus. Păi, haideți să... Spune, Daniel, că vreau să mergem după aia, să ieșim puțin din specializare. Vreau doar să întreb o singură chestiune. În condițiile astea, când va fi atât de rău încât noi va trebui și vom spune stop? Este deja, după părerea mea, doar că nu spunem, doar că nu spunem stop. Se pare că nu. Vă ascult, domn doctor. Când vor mai fi 5 milioane de oameni în țară rămași. Deocamdată suntem vreo 15-16. Și atunci nu o să mai fie nevoie, că nu mai are rost economic, nu mai rentează, pentru că foarte multe decizii sunt justificate economic, din păcate, deși ar trebui să fie priorități de securitate națională. Aș vrea să ieșim puțin din domeniul acesta specializat, medicină de familie sau zonă de ambulator, să mergem la doamna Ioana Stâncel. Are o vedere de ansamblu.
Cum vi se pare dumneavoastră această decizie a Ministerului? De ce credeți că a luat decizia de a numări numărul de paturi? Și vă întreb și pe dumneavoastră dacă dezvoltarea spitalizării de zi și a segmentelor de asistență medicală primară plus asistența ambulatorie rezolvă lipsa de paturi. Și lipsa, în general, a sistemului medical, lipsă totală, deșert, cum spunea domnul doctor, pe foarte multe regiuni din țară. În primul rând, sunt de acord cu tot ceea ce a spus domnul doctor privind accesul la servicii de asistență medicală, chiar și primare sau de specialitate în ambulatoriu pentru o populație destul de semnificativă a țării. Dar consider că decizia de a menține acest număr de paturi contractabile în regim de contract cu casele de asigurări de sănătate este o alternativă, oarecum soluția cea mai bună aleasă de Ministerul Sănătății, pentru că există deja angajamente cu organizațiile internaționale privind reducerea numărului de paturi. Din păcate, când s-au luat aceste angajamente între Guvernul României și organizațiile internaționale privind reducerea numărului de paturi de spitalizare contractabile din bugetul public, nu s-a ținut cont de realitatea sociodemografică și medicală a populației României și nimeni fie nu a știut, fie nu a avut curajul să negocieze pe realitatea din România. Organizațiile internaționale solicită României să se reducă acest număr de paturi. Pentru a transfera competențele și activitatea medicală în ambulatoriu sau spitalizare de zi și pentru a limita spitalizările de spitalizare continuă, strict la cazurile la care nu se poate interveni în alt mod. Ce legătură? Nu avem infrastructura care să poată să facă această selecție și tratarea pacienților acolo unde se află ei. Ce legătură reală este între numărul de paturi și finanțarea spitalelor? Numărul de paturi din structura unui spital este un indicator care, multiplicat, dă bugetul spitalului în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate respectiv. Este un indicator pe baza căruia se pot calcula numărul de servicii medicale, de pacienți, de cazuri rezolvate pe care un spital le poate contracta. Din păcate, noi ce vedem acum este o situație oarecum anacronică, pentru că avem spitale mamut și avem spitale care au paturi, dar sunt suspendate, nu se contractează pentru că nu sunt funcționale. Avem spitale noi care nu pot intra în contract cu casa pentru că nu aparțin acestui plan de paturi contractabile. Și în același timp avem zone unde nu avem niciun fel de serviciu medical, nici primar, nici ambulator de specialitate, nici spitalizare de zi. V-aș întrerupe puțin, doamnă Stăgel, deci pe de-o parte încercăm... să te întrerup și pe tine o secundă. Spune-mi și tu, că tu ești specialist în domeniul ăsta, dintre colegii noștri, tu cunoști cel mai bine. Ce înțelege un pacient când aude discuția asta pe care o avem noi aici? Nu avem număr de paturi, avem prea multe paturi, dar paturile nu au legătură cu nevoia medicală. Se obțin niște fonduri la spitale, dar care nu ajung să fie folosite ca tratament. Avem zone de deșert medical în țara asta pentru sute de mii, dacă nu milioane de oameni. Haideți să ne imaginăm următoarea situație. Sunt un pacient care stau într-o comună undeva, nu, prin Sighetul Marmației, să spunem, prin zonele acelea. Da, e realitatea. Asta există. Îmi sun medicul de familie, dacă am medic de familie, da. În cel mai fericit caz, vreau și eu o trimitere, vă rog frumos, la cardiologie. Medicul de familie mi-o dă, pentru că se întâmplă lucrul ăsta, ei sunt foarte prompți, reușesc să ajute toți pacienții, și mă trimite către un ambulator de specialitate în cazul fericit în care există. Și mi se spune acolo, nu avem loc să te programăm decât peste 3-4 luni. Și aici este altă problemă care trenează în sistemul de sănătate, punerea târzie, tardivă, a unui diagnostic medical. Vreau să mă mai refer la altă realitate. În România, mersul la camerele de gardă este un sport național. Decât să iau o trimitere și să mă duc într-un ambulator unde nu sunt primit săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, mă duc la unitatea de primiri urgențe pentru că știu că acolo medicii, chiar dacă stau la rând. Dacă ajung și reușesc și știu să ajung face... la camera de gardă, în exact, exemplul tău, cu unul face... care vine de la țară. Sau vine o ambulanță și mai dacă se ajunge la un caz mult prea grav și mă doare foarte tare și nu mai pot să stau, și mă duc la unitatea de primiri urgențe pentru că acolo știu că mi se fac aceste analize. În același timp să atragem atenția asupra unui lucru cert în sistemul de sănătate, vorbind despre în jur de 4 milioane de neasigurați. Neasigurați pe care sistemul de sănătate trebuie să îi suporte. Deci, pe de-o parte, încercăm să reducem costurile cu acest număr de paturi din spital și este logic să fie așa, pentru că în străinătate, în cele mai multe dintre țările europene, se întâmplă lucrul ăsta, dar cu o funcționare aproape de perfecțiune a acestui lanț de asistență medicală primară, de ambulatorii de specialitate. Dar noi uităm că mergem la camerele de gardă în număr foarte mare. Anul trecut au fost în jur de 4 milioane de pacienți care s-au îndreptat către UPUR și uităm de această repartizare
inegală a medicilor din diferite specialități în marile centre universitare cei mai mulți și cei mai puțini în zonele rurale. Deci acesta este ori pacientul român se simte dezorientat și știe că are nevoie să-și păzească sănătatea, însă de cele mai multe ori nu este ghidat astfel încât să ajungă la medicul de care are nevoie și să beneficieze într-un timp util, astfel încât să-i poată fi pus un diagnostic într-un timp rezonabil și să primească tratamentul necesar. Și atunci, știți că și chestia cu UPU este de multe ori, din păcate, un mit. Am avut o experiență extrem de neplăcută vinerea asta, când a trebuit să merg cu o bună prietenă într-o situație extrem de gravă. Și am ajuns la cel mai mare spital de urgență din București, unde a fost ținută în UPU 8 ore, fără să se facă majoritatea lucrurilor esențiale, urmând să fie transferată abia dimineața în salon, fiind vorba despre un caz cu risc vital. Deci faptul că facem niște analize în UPU pentru diversi pacienți care sunt mulți dintre ei neasigurați, nu înseamnă că rezolvăm o problemă. UPU-urile, din păcate, nu rezolvă de multe ori mari probleme. Au ajuns și ele să fie tot o formă de ajutor social. Ajutor deci social este foarte important ce ați spus acum, mai ales dumneavoastră ca medic. Ați fost cu o persoană să o asistați, fiind un om în cunoștință de cauză și tot a stat 8 ore. Pacienta era medic și a stat 8 ore în UPU, fără să-i facă aproape nimic. Esențial și a fost ce diferență este între noi și, nu știu, deșertul din Africa pe care îl primim cu dispreț, unde un leu trăiește cât îi dă mama natură să trăiască sub copacul lui sau la vânătoare. Suntem prea departe de ce ar trebui să fim, de ce ne-am dorit și am avea nevoie și mult prea aproape, dar nu ne dăm seama, cred, de această realitate pe care o privim cu dispreț sau cu amuzament. Luăm pauză de publicitate și revenim la ajutorul social din spitale, care nici măcar așa nu există. Am revenit în studio, discutăm despre numărul de paturi din spitalele din România și de lipsa serviciilor medicale, lipsă totală în mult prea multe regiuni. Înainte de pauză am terminat pe această frază, ajutor social în spitale. Eugenia, întrebarea asta, cum ar trebui să vedem această cifră sau această propoziție, este o întrebare care se tot repetă, pentru că sunt situații care efectiv te lasă tablou. Cum spunea domnul doctor mai devreme și ceea ce ar trebui să înțelegem și să vedem este că în sistemul de sănătate, de obicei, se cam pierde firul acesta, traseul pacientului în sistemul de sănătate. Asta nu este foarte bine stabilit. De exemplu, în Franța există... Este în vreun fel stabilit? Nu la noi. Da. Daniel. M-am luat pe nepregătite, nu mă așteptam. Sigur că sunt este situații... Este stabilit, dar nu se respectă pentru că nimeni nu citește legislația și contractele. De ce se întâmplă asta? Dacă este o procedură care înseamnă asigurarea unei stări de sănătate, eliminarea unor riscuri de îmbolnăvire și deces, cum ne permitem să nu citim legea? Dar mi-te să o aplicăm, că aici deja iarăși ajungem la filme. Nu ne mai vine să credem că e adevărat. Să completez. Traseul nu înseamnă neapărat toată această metaforă cu privire la ce spuneți dumneavoastră la traseul pacientului ca atare. Ideea este că un pacient trebuie să știe ce să facă în sistemul de sănătate, nu să meargă singur, așa cum de altfel este obișnuit. Noi ne confruntăm cel mai des cu această chestiune pe care ați menționat-o și dumneavoastră din reflex mai devreme. Pacientul vine și cere. Păi în sistemul de sănătate nu ceri bilete de trimitere exact. Sau ceri analize. E doctor Google. Vii la consultație atunci când ai o problemă, medicul de familie te consultă, vede care e problema, având în vedere că te cunoaște și știe ce boli ai și familia ta și toate lucrurile din istoricul tău și dacă poate decide bine, dacă nu are nevoie de lucruri. Și de unde învață pacientul aceste lucruri? De unde poate afla ce drepturi are și cum le face? Să termin ca să vă explic. Încerc să vă explic, dar trebuie să mă lăsați să-mi spun fraza până la capăt. Spune. Lucrurile astea pacientul le are, deja le știe, trăind de 30 de ani în această aură. Cel mai bine le-ar fi știut dacă s-ar fi menținut acel contract între pacient și asigurător, care din păcate a fost desființat de către Casa Națională, în care pacienții aveau drepturi și obligații,
De asemenea, casa avea drepturi și obligații. Și dintre obligațiile casei era informarea acestor pacienți. Aceasta nu se mai face. Fiecare află cum poate. Dar există acest traseu. Din păcate, el nu se respectă. Păi asta spuneam. La ce ne folosește că există pe niște hârtii pe care doctorii poate nu le citesc în totalitate, iar pacientul și dacă le citește poate nu le înțelege? Că la pacient ajungem. El de unde află ce are de făcut și cum înțelege acele etape? Sunt cu mama într-o etapă în momentul de față în care căutăm și efectiv nu înțelegem ce avem de făcut, unde trebuie să mergem. Totul este, cum să spun, totul este la o interpretare și la o încredere pe care nu știi de unde să o mai iei în sistemul medical. La asta mă refer. Eu nu spun că nu există reguli. Ați spus despre încredere. Ori de 30 de ani, păi aici... încrederea dintre medic și pacient este minată permanent atât de actul politic, cât și de presă în căutare de senzațional. Eu trebuie să am încredere că pacientul îmi spune într-adevăr ce probleme are, exact, și că respectă tratamentul pe care îl dau. În același timp, pacientul trebuie să aibă încredere în mine că voi face tot ce voi putea ca să-i protejez și să-i refac sănătatea. Ori când de 30 de ani medicina este permanent un subiect de scandal, nu mai există această încredere. Când se adaugă incompetența actului de guvernare peste, ajungem în dezastru în care suntem astăzi, în care toți, și dumneavoastră, și guvernanții, și noi suntem părtași. Eu sunt radiolog. M-am săturat să am pacienți care vin să-mi spună: nu, doctor, vreau să-mi văd și eu stomacul. Deu, domnule, ce vă doare? Care-i problema? Ce vă supără? Nu ce vreți, ce organ vreți dumneavoastră să vedeți. Eu trebuie să știu în ce contez să văd. Nu, eu vreau să văd stomacul sau vreau să-mi văd pancreasul. De unde știți că e pancreasul? Știu eu. Exact. Discutam de una zi... Noi. Și în aceste condiții eu nu reușesc să găsesc plafon, să-mi trimit pacienții la domnul doctor, pentru că se termină plafoane cu tot felul de alte lucruri. Exact, chiar iar vă întrerup, dar săptămâna trecută am pățit exact același lucru. M-au sunat cu o zi înainte, programare făcută de 3 săptămâni, cu o zi înainte de analize nu mai sunt fonduri. Bun, și ce fac? Mai stați dumneavoastră 2 săptămâni și vă sunăm noi dacă aveți fonduri. Ok, și mai stau o săptămână și încă 2 și încă 9 și ajung, ce fac? Mă vindec sau nu mă mai vindec? Vorbind regulamentar dacă la telefon. Vă rog. Toată această situație cred că este grefată și de faptul că avem această cohortă de neasigurați care beneficiază de un pachet ce spuneam de mai devreme, exact, cu cei asigurați și este demotivant pentru persoanele care realizează venituri să devină asigurat. Mai mult de atâta, aceste persoane neasigurate nu au fost luate în considerare când s-a făcut normarea pe medici, medici de specialitate, medici de familie și din păcate îngreunează foarte, foarte mult listele de pacienți ale medicilor de familie. Medicul de familie nu mai are timpul necesar să facă educația, să facă consilierea pacientului, să-l îndrume pentru altă specialitate sau să-l motiveze să continue cu tratamentul prescris de medicul de familie. Pentru că în același timp trebuie să se ocupe poate cu o pondere egală cu acelor asigurate, pacienții neasigurați. Cred că aici ar trebui să mai adaugă încă foarte pe atâta mare birocrație, acte de completat și tot felul de raportări și alte lucruri care se, în fiecare an se mulțesc ca ciuprecele după ploaie. Noi nu mai facem medicină, facem hârtii. Iar exact. Când asta se știe de foarte mulți ani în sistem, da. Durata unei consultații, mi se spune că nu se poate. Asta înseamnă să vedem mai puțin pacienți. Da, dar atunci nu ne mai băgați hârtii. Făceți sistemele informatice să meargă. Că de 2 săptămâni suntem în pom. De când Microsoft a arătat... Este proverbială această problemă care ține de CUI, această problemă cu care dumneavoastră medicii de familie vă confruntați aproape, să spunem, nu știu, dacă nu la 2 zile zilnic cu problema CUI-ului care nu merge, deși vrem digitalizare și informatizare în sistemul de sănătate. Este un sistem birocratizat excesiv al medicilor de familie, medicina de familie. Trebuie investit mult mai mult în cabinetele de medicină. Nu mai la noi. Stați un pic, sistemul informatic acoperă tot sistemul de sănătate. Absolut. Când nu merge nicăieri. Nicăieri. Deci asta trebuie așa înțeles, este. Pentru că noi primim pacienți care vin și spun: nu mi-a dat rețeta compensată, că nu merge la spital. A spus MSU-ul dumneavoastră. Adică vorbim de un sistem care este integrat și care integral nu merge, iar de 2 săptămâni, cum spunea și domnul doctor, dar a fost acoperit,
de când și-a retras Microsoft sprijinul pentru Internet Explorer, s-a prăbușit ceva, deci nu vă putem spune, de două săptămâni suntem năuciți cu totul. Aproape nimic nu funcționează, aproape nimic nu merge, noi mergem totul cu totul offline, toate rețetele sunt elaborate offline, consultațiile sunt validate la Sfântul Așteaptă, e posibil să le pierdem și despre asta discutăm, despre niște piedici, pentru că în aceste condiții în care suntem cu cel mai mult internet în toată lumea, totuși suntem campionii birocrației pentru că nu se renunță legislativ la nicio foaie. Tot un coleg de-al dumneavoastră îmi spunea acum câteva săptămâni că stă noaptea și face exact ce spuneți dumneavoastră, ce nu merge în timpul zilei. Dacă vede că merge sistemul la 12 noaptea, se apucă și lucrează de acasă. Nu este normal, pentru că același om, același dumneavoastră astăzi, mâine dimineață, va trebui să fiți fresh și cu toate mințile în cap, cum se spune, ca să vedeți alți pacienți. Și atunci, aici nu mai e vina medicului, e vorba de o chestiune de sistem. Nu sunt medici, n-au lucrat niciodată în medicină reală. Sunt ori politruci, ori absolvenți de alte facultăți. Nu știu. Deci ei nu înțeleg sistemul de niciun fel. Aia e problema. Și atunci să nu ne mai mire de ce foarte mulți dintre noi alegem unitatea de primiri urgențe. V-aș întreba, domn doctor, și doamna doctor, aveți un stetoscop, da, aici, și dumneavoastră, în primul rând, sunteți birocrați, dar dacă vă cer pacienții, vreau un consult cardiologic la dumneavoastră, să mă ascultați la inimă, cum spune românul, cât dintr-o zi apucați să folosiți acel stetoscop sau să vă puneți în aplicare pentru ceea ce ați fost, de fapt, pregătiți, să faceți medicină primară, așa cum trebuie? Doamna Farfecă, eu aș vrea să combat din toate forțele mele acest îmi cere. Deci noi trebuie să ne ajustăm, vă rog foarte mult să încercați, să ne ajustăm limbajul. Cu pacientul îmi cere. Faptul că el crede că are ceva și vine și cere nu este în acord cu realitatea. Corect. O mare parte din ceea ce se întâmplă astăzi se întâmplă pentru că ei vin și cer ce le taie capul. Ce-i taie capul? Ce citesc pe internet sau ce află de cine știe unde. Sau iau cine știe ce medicamente și li se face rău și vin și încep să ceară. Sau se duc din propria inițiativă, că avem privați acum peste tot, fac o grămadă de consulturi și nu se aleg cu mare lucru pentru că nimeni nu le integrează. Și atunci partea aceasta de educație sanitară. Pacientul trebuie ascultat. Când vine, omul trebuie să spună ce îl doare. Și noi trebuie să facem o anamneză dacă consider că are o problemă la inimă, nu trebuie să-mi ceară pacientul să pune stetoscopul pe inima lui. Asta e problema care trebuie înțeleasă. Exact acest lucru aș vrea să-l întăresc și eu și aș dori să întăresc și o sugestie pentru o nouă abordare în alocarea de mai multe competențe către medicul de familie, să aibă dreptul să facă o mai multe investigații, să facă, să poată să pună diagnostice, să poată să facă prescrieri, nu doar din punct de vedere administrativ, cum este în cazul programului de diabet, de exemplu, că îi se dă competența de a prescrie un antidiabetic oral, ci pur și simplu să fie lăsat să facă medicină. Este absolvent al unei facultăți și are toate competențele. Dar nici vorbă! Nu se întâmplă așa ceva, e numai pe hârtie! Câte vreme eu nu am voie să prescriu hemoglobină glicozilată, cum aș putea eu să dau medicament? Nici și după aia pacienții respectivi ajung la mine când le fac doplerele vasculare și trebuie să le spun, știți, e nevoie de amputație. Pentru că nu s-a putut face nimic până atunci. Pentru că nu s-a făcut, nu că nu s-a putut. S-ar fi putut face într-un sistem normal. Evident, evident că s-ar fi putut face. Dar este un sistem bolnav. Care exact. Trebuie... Aici și refăcut în tot vreau, domnule doctor, dar din nou faptul că medicii când sunt în caz individual depășiți de numărul de pacienți și de numărul de proceduri și de hârtii de completat și sistemul care pică la câteva zile, nu mai are cum să fie medicul de vină. Este vorba de o chestiune de sistem care trebuie organizată de undeva centralizat, cu experiență din ce se întâmplă în fiecare cabinet și atunci am putea să vorbim despre o eventuală soluționare. Pentru că în faza în care suntem noi acum, nu mai putem să dăm vina pe medici. S-au înjumătățit sau numai câtă muncă a rămas pe fiecare după ce au plecat foarte mulți, plus celelalte probleme, cred că un medic face muncă pentru 4-5 medici. Și nu cred că greșesc. Nu putem, dar o facem zilnic. Uitați-vă în presă. Sunt lișați o grămadă de medici toată ziua. Exact. Se poate. Se poate. Doamna doctor, dacă ați putea să schimbați ceva de mâine în ceea ce privește sistemul de sănătate și medicina de familie, care ar fi primele lucruri la care v-ați gândi de schimbat 100%, să spune? De mâine. Doamna Farfecă, vedeți, asta este o greșeală pe care o fac și cei care ne conduc.
Fiecare are o competență. Competența mea este de medicină de familie, nu de management și nici de conducere. Pentru de că vă știți nevoile, de aceea v-am întrebat. Știți foarte bine nevoile pe care le aveți. Dar trebuie să vi se ceară părerea că dumneavoastră sunteți acolo omul care încasează toate loviturile astea, mai mult sau mai puțin metaforice. Pentru că ce v-ar ajuta cel mai mult să schimbați și ce v-ar ajuta pe dumneavoastră medici de familie să fie mai bine în ceea ce vă privește? Toate schimbările trebuie făcute având în vedere, colaborând cu oamenii care lucrează în sistem, ca să știi pulsul realității. Nu trebuie să le faci după ce îți imaginezi tu că ar trebui să fie sau locurile unde ar trebui să ajungi. Dacă vrem să ajungem ca medicii din Franța, nu facem de mâine niște schimbări ca să ajungem ca medicii din Franța. Pentru că nu avem cu ce, pur și simplu. Adică nu suntem nici suficienți. Contracte suplimentare care ne dau o grămadă de treabă suplimentară de făcut în condițiile în care finanțarea de bază rămâne aceeași. Asta înseamnă că niciun medic tânăr nu va mai veni în sistem, pentru că el o ia de la zero și moare de foame. El nu poate fi medic de familie. Nu mai vorbim de umilințe și de celelalte lucruri pe care le știm și noi, mai mult sau mai puțin. Medici rurali nu sunt medici pentru că nimic nu-i atrage acolo. Exact. Sunt atrași în alte țări unde li se pune absolut totul la dispoziție și ruralul francez e plin de medici de România. Colegi de noștri. Așa este. Da. Am avut vă mulțumim foarte mult. Cu un tânăr medic ar trebui să prelungim emisiunea asta, dar nu mai avem timp, din păcate. E o discuție foarte utilă și interesantă, dar de rigoare și cu o imensă părere de rău, pentru că toate lucrurile despre care vorbiți aici ne afectează pe toți, indiferent că suntem într-un birou de politician, într-un cabinet medical sau aici în studio, ori pe stradă și ni se face rău în drum spre piață. Cu toți ajungem în același punct în care ne simțim blocați. Vă mulțumesc încă o dată pentru discuție. Mulțumim. Vă mai aștept la Prima News și revenim la Fix. Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 10, sunteți la Prima News. Politica pașilor mici pare să se aplice și când vine vorba despre promovarea produselor tradiționale românești. Mai mulți parlamentari liberali au depus în Senat un proiect de lege pentru a fi înființate așa numitele puncte gastronomice locale. Elaborarea cadrului de reglementare pentru funcționarea punctelor gastronomice locale a fost demarată încă din 2016 de Asociația Ivan Pațaic în Mila 23. Invitat aseară în emisiunea La Final de la Prima News, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a declarat că a răspuns solicitării Ucrainei, care a cerut Comisiei Europene includerea canalului Chilia-Bâstroe în coridorul de transport european. Ministrul român al transporturilor spune că singura cale navigabilă este canalul Sulina. România și Ucraina au convenit ca experții români să înceapă măsurătorile pe brațul Chilie și pe canalul Bâstroe în 15 martie. În urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni, cam așa, 2 săptămâni, am avut informări ca ministru al transporturilor, venite parte dintre ele de la structurile din teritoriu ale Ministerului Transporturilor, altele venite din zone care nu țin de Ministerul Transporturilor, în speță Ministerul de Interne, prin care s-a adus la cunoștință că au semnale că pe Chilia și uitându-se pe anumite monitorizări, inclusiv pe Bâstroie, se fac aceste lucrări de dragare. Urmarea acelor rapoarte, am convocat structurile Ministerului Transporturilor care au responsabilitate pe această zonă, am invitat și reprezentanți ai mediului, ai Ministerului Mediului și cei de la poliție și cei de la externe, ca să vedem cum se abordează această problemă. Asta când se întâmpla? În urmă cu două săptămâni, poate trei. Deci în debutul scandalului? Nu chiar, cu o săptămână înainte. Deci cu o săptămână înainte de 15 ați avut dumneavoastră acea ieșire publică. Deci și am avut acea ieșire publică de alt februarie. Tip. Semnam ultimele contracte pe A7, pe autostrada Moldovei, de la Bacău la Pașcani. Și am avut o întrebare conferința de presă, spunându-mi sau întrebându-mă dacă e adevărat că în urmă cu o săptămână a avut loc. Și am spus da, e adevărat, există aceste semnale, o să vedem pașii următori. După aceea au fost comunicări pe care eu le consider oficiale, unele din partea Ministerului Transporturilor din Ucraina,
Tot la Prima News, Sorin Grindeanu a făcut portretul prezidențiabilului PSD. Să fie om, în primul rând, să fie european, dar să nu uite că este român. În primul rând, să fie om. Dar ce am avut până acum, roboți? Am spus-o... Văzut că e de asta cu roboței la modă. Nu mă refeream la acest aspect. Să simtă pentru poporul român. Și asta e mai importantă decât apartenența la un partid politic sau la altul. Să se bată pentru România și pentru poporul român, să fie un european în adevăratul sens al cuvântului, dar să nu uită că e român. Mafia pariurilor lovește și în Liga 1. Un fotbalist de la Petrolul Ploiești este anchetat după ce ar fi pariat sume importante de bani pe meciurile din campionatul românesc. Surse apropiate anchetei susțin că jucătorul avea legături cu un clan interlop. Cosmin Achim are 27 de ani și în această iarnă a fost transferat de la FC Voluntari la Petrolul Ploiești. După doar 5 partide în tricoul noi echipe, clubul anunța rezilierea contractului. În România, la fiecare 30 de secunde, o femeie este bătută. În 2022 au fost raportate peste 70.000 de cazuri de violență domestică. Statisticile spun însă povestea unui număr uriaș de femei abuzate care îndură suferința în tăcere. În sprijinul acestor victime, o asociație din Iași a organizat un eveniment caritabil. Banii strânși vor fi donați unui centru de specialitate. Din momentul aderării la Uniunea Europeană, veniturile și productivitatea românilor au crescut, însă nu unitar. Dacă produsul intern brut pe cap de locuitor al bucureștenilor îl depășește pe cel al locuitorilor din Viena sau Budapesta, Vasluiul rămâne polul european al sărăciei. În ultimele 2 săptămâni, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul Schengen au depistat 650 de persoane care erau date în urmărire în statele membre. Dintre acestea, 476 de persoane căutate au fost găsite în România. Peste 45.000 de morți, pagube imense și o populație traumatizată. Acesta este bilanțul la o lună de la catastrofa care a îndoliat Turcia și Siria. Autoritățile turce estimează că 14 milioane de persoane au fost afectate de seism. Dintre cei afectați, 3,3 milioane au fost nevoiți să părăsească zonele sinistrate, potrivit președintelui turc. Aproape 2 milioane locuiesc acum în corturi sau în case container. Cutremurul devastator și replicile au provocat pagube în valoare de peste 34 de miliarde de dolari, adică 4% din întreg PIB-ul Turciei. Estimarea nu ține cont de costurile de reconstrucție, care ar putea fi chiar de 2 ori mai mari. Și o femeie din Statele Unite și-a văzut moartea cu ochii. O bucată din tavanul unei stații de metrou s-a desprins și a căzut la niciun metru distanță de ea. Imaginile au fost postate pe internet și au devenit virale. Tânăra de doar 21 de ani povestește că a fost în stare de șoc și timp de câteva secunde nu s-a mai putut mișca. Ultima inspecție a tavanelor metroului din Boston a avut loc acum 2 ani, iar autoritățile spun că vor demara imediat lucrări de reabilitare. Naomi Campbell a defilat din nou la 52 de ani și le-a amintit tuturor ce înseamnă să fii nu model, ci supermodel. Vedeta a avut o apariție de senzație la Săptămâna Modei de la Paris, unde a prezentat colecția pentru un designer italian. Prezența ei a fost o surpriză pentru toată lumea. Supermodelul a strălucit într-o creație de culoare neagră, transparentă, care i-a scos în evidență formele de invidiat. Sport acum continuă etapa surprizelor. După Farul și Rapid s-a încurcat și FCSB. UTA a învins-o fără drept de apel. Iar Craiova lui Rotaru leagă victoriile în Superligă după ce au câștigat la Ploiești. Oltenii s-au apropiat la un punct de Rapid. Meteo acum, vremea va fi mai caldă astăzi în sud și sud-est, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. În vest, centru și în nord va ploua puțin, iar la munte vor fi precipitații mixte și vânt activ. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 13 grade. Am revenit în studio, discutăm astăzi despre hrană la a doua oră. Vorbim așadar despre punctele gastronomice locale, un proiect care ar trebui să-i ajute pe producătorii din zona rurală.
Avem și întrebarea acestei ore pe pagina de Facebook a Prima News. Cât de des cumpărați mâncare de la piață și de la producătorii din zona dumneavoastră? Aceasta este întrebarea pe care o găsiți pe pagina noastră. Răspundeți și dacă ne scrieți în cursul acestei ore, vom vorbi, vom pomeni și vom începe să vă răspundem chiar la propunerile dumneavoastră pe această temă. Invitații orei sunt Daniel Osmanovici, colegul meu, jurnalist Prima News, Tiberiu Cazacioc, membru fondator al Asociației Ivan Pațaichin, Mila 23, de asemenea Daniel Botănoiu, președintele Asociației Fermierilor din România, Veronica Baciu, directorul general al Agenției Naționale a Zonei Montane, Mihai Dragoș Chesnoiu, fermier, și Vlad Fufu, senator PNL și co-inițiator al legii. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc! Dumneavoastră, cât de des cumpărați mâncare de la piață și de la producătorii locali? Începeți cu mine. Păi, bună ziua, vă spun și eu, foarte, foarte des, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că eu o produc și cred că trebuie să fiu propriu stăpân al afacerii mele. Că dacă... Cumpărați dumneavoastră de la dumneavoastră? Cumpăr eu de la piață, pentru că imaginați-vă grâu sau produsele pe care le producem în ferme, nu poți să le consumi în stare materie primă ca atare. Într-o formă sau alta ajung în piețe și în special cele agroalimentare, pentru că eu cred că acolo găsim produse de calitate. Evident, scoatem din ecuație acele discuții, lanțuri lungi, acele doamne puțin mai colorate, mai scoatem din ecuație pe cei care își improvizează aceste piețe și discutăm de acel comerț corect, ca să, normal, cum ar trebui să se desfășoare, adică cu produse provenite din fermele românești. Deci faceți deja aceste cumpărături din convingere. Aș vrea să merg direct la domnul Pufu, care este co-inițiator al acestei legi, și să vă întreb de ce ați considerat că este necesar să faceți, să sprijiniți acest proiect, având în vedere că mai sunt deja alte variante, cel puțin teoretic, nu știu, Casa Unirea, sunt tot felul de discuții și de inițiative și lucrurile nu prea se întâmplă în realitate sau cel puțin nu se întâmplă suficient de mult încât producătorii chiar să fie sprijiniți. Ce aduce în plus acest proiect de lege și care ar fi garanția că de data asta se va întâmpla susținerea producătorilor? În primul rând, acest proiect și-a găsit deschiderea în rândul nostru. De ce? Pentru că, după cum și eu consider și colegii mei, un gen de astfel de proiect trebuie implementat mult mai demult, pentru că el pune în valoare tradiția gastronomică românească. Și ar fi trebuit cumva, cred că de câțiva ani buni, să fi avut oportunitatea cei care pot să se ralieze la o astfel de relație comercială să o facă, pentru că legea la ora actuală cumva sancționează orice încercare de a pune ca și gospodărie țărănească, de a pune în valoare produsele din gospodăria proprie. Și atunci sunt foarte multe zone în țară și nu numai acelea, pentru că cred că acest proiect se va dezvolta pe două componente. Pe o componentă în care există deja o tradiție gastronomică și mă refer aici în zona Deltei. Eu sunt senator de Buzău, de exemplu, în zona Buzăului, unde avem și o marcă europeană înregistrată, Cărnații de Pleșcoi, și mai sunt și alte foarte multe zone în țară și la munte. Pentru zonele montane chiar este o soluție aceasta, pentru că dânșii nu au foarte multe oportunități de a pune în valoare ceea ce produc, pentru că cumva sunt strâmtorați de posibilitățile, de acolo locale, și atunci ei își pot dezvolta business-uri separate. Business-uri e mult spus, dar pot pune în valoare, așa cum prevede legea, să se organizeze, să se atesteze profesional și să aibă în permanență, să aibă în permanență clienți sau turiști, oameni care tranzitează zonele. Și este o gură de oxigen pentru, sate sau comune, UAT-uri, cumva uitate de finanțări, pe de o parte, pentru că pot pune în valoare o altă componentă, dar și acolo, cum am spus mai devreme, unde se pretează la așa ceva și atunci, pune în valoare ospitalitatea până la urmă
tradițională românească. Plus de asta, mai venim și pe componentele sociale, este o soluție foarte bună pentru satele care sunt depopulate de, știți, publicul tânăr și se pot crea locuri de muncă și orice gospodar țăran poate fi unul dintre acești mici antreprenori, să le spunem, și să-și pună în valoare ceea ce ei cultivă pe fermele Dar cum anume se va întâmpla chestiunea asta? Va fi un criteriu de selecție pe care dumneavoastră l-ați gândit? E o modalitate prin care e o cantitate necesară, e un anumit flux? Care e logistica și gândirea din spate? Bine, acum trebuie să rețineți că este o inițiativă pe care noi am preluat-o pentru că ni s-a părut foarte bună și acum nicio idee în plus nu strică și să încercăm dintr-o inițiativă să facem și o lege bună și o să urmeze în dezbatere la Senat și la Cameră și să ne aducem cu toții aportul. Până la urmă rezultatul o să fie o lege bună. În principiu, ce prevede până la ora aceasta legea este că un atestat va fi probabil obligatoriu prin Ministerul Agriculturii și prin Agenția Națională de Dezvoltare Montană, dar și de acolo ca să poți să te înscrii la codul CAIN respectiv, restaurante, nici nu mai știu care este, mi se pare că 5610, ceva de genul ăsta. Și atunci acesta este un prim pas. Dar sigur, suntem deschiși la orice sugestie și la orice idee venită dinspre mediul antreprenorial, bineînțeles și dinspre Ministerul Agriculturii și dinspre toate instituțiile de resort. Pentru că până la urmă asta și urmărim, să implementăm o lege bună care trebuia făcută de mult mai mult timp până acum și, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, ne-am învârtit așa, sunt foarte multe proiecte lăsate în urmă și de care este nevoie. Eu sunt unul dintre cei care am contribuit, de exemplu, la înregistrarea mărcii cârnaților de pleșcoi, care este o marcă europeană, e un traseu foarte laborios, dar pentru o zonă cum este aceasta arondată unor astfel de mărci, o astfel de lege este un balon de oxigen. Cumva v-am întrebat în legătură cu această inițiativă, pentru că mă gândesc la acea bunicuță care face cele mai bune gogoși din tot satul, dar care nu cred că are cunoștințele necesare să facă rost de CAEN, să meargă pe la diverse instituții și să încerce să obțină acele aprobări pentru a avea acel atestat. Și cumva de asta vă întrebam în legătură. Mă gândesc că poate și un fermier ne poate lămuri cam cât de complicat ar putea să fie. Aș vrea să vă ofer eu mai multe răspunsuri, sau vă rog, dacă da. Îmi permiteți. Vă rog. Ce aș vrea să menționez, punctul gastronomic local este o activitate care funcționează și acum. Până la această oră avem deschise un număr de 254 de puncte gastronomice locale și consider că ar trebui să începem cu ce sunt aceste puncte gastronomice locale. De fapt, sunt gospodăriile proprii de la nivel rural, pentru că acestea pot fi deschise doar în zona rurală a României, da? Care pot să-și valorifice producția proprie și să o ofere spre vânzare. Da? Deci noi avem o gospodărie, avem obligatoriu o mică producție, fie că vorbim despre animale, despre produse vegetale, da? Dar există această condiție ca hrana să fie preparată cu preponderență din materie primă provenită din gospodăria proprie și ce nu avem noi în gospodăria proprie, luăm de pe plan local, da? Și ne transformăm gospodăria într-un mic restaurant. Deci putem să servim hrana contrapost. În momentul de față, procedura este foarte simplă. Singura instituție care înregistrează punctele gastronomice locale fiind Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, respectiv DSV-urile, Direcția Sanitar-Veterinară din fiecare județ. Deci, dumneavoastră aveți o gospodărie. În momentul de față, poate să-și înființeze un punct gastronomic local doar o persoană fizică autorizată, deoarece nu există legislația și pentru persoană fizică. Și aici ne va ajuta foarte, foarte mult această lege, deoarece ne dorim ca această activitate să poată să fie înființată și de o persoană fizică, de acea gospodărie despre care vorbea dumneavoastră. Deci revenim. Avem gospodărie în zona rurală, facem această persoană fizică autorizată și în momentul în care noi mergem la ONRC, trebuie să avem dovada că avem un curs de bucătar. Și nouă inițial ni s-a părut prea mult. Avem o gospodină în sat, nu putem să o punem pe gospodină să facă un curs de bucătar. Și aici intervine Agenția Națională a Zonei Montane. Am avut o colaborare foarte bună și cu ONRC și cu INS-ul.
și am făcut un curs, da, de 24 de ore pe care agenția îl face gratuit oriunde în această țară, care este necesar la activitatea de punct gastronomic local atunci când îți înregistrezi persoana fizică autorizată. După ce ești persoană fizică autorizată, faci un dosar care conține o schiță a bucătăriei unde urmează să prepari masa, o copie după cartea de identitate și o cerere tip care se găsește pe site-ul ANSVSA și o taxă în jur de 120 de lei. Cu aceste documente se depune dosarul la ANSVSA și ulterior un inspector de la DSV va veni să verifice dacă schița bucătăriei prezentată la dosar, da, este conformă. Singura cerință, da, este ca acea bucătărie să fie igienizată, vorbind de alimentație publică și cu toți ne dorim, da, ca respectiva gospodină să respecte condițiile minime de igienă, dar și are și obligativitatea să facă acest curs la DSP, deci curs de igienă, pe lângă dosarul de la DSP, mai este necesar acest curs de igienă, da, și tu poți să servești masa. Procedura de înregistrare este extrem de facilă. Da, atât minusul, dacă putem spune așa, este că trebuie să faci persoană fizică autorizată și se înregistrează activitatea pe cod CAEN 15610, restaurant, și se pune o liniuță punct gastronomic local. Deoarece nu se poate face un nou cod CAEN pentru această activitate, codurile fiind la nivel european. Deci în momentul de față procedura este foarte, foarte simplă și ne dorim să o simplificăm și mai mult prin posibilitatea persoanelor fizice să se certifice. În legislația actuală, ordinul care reglementează această activitate este ordinul 111 din 2008 al ANSVSA și prevede foarte clar ca și condiții. Hrana să fie preparată cu preponderență din materia primă a gospodăriei, cei care servesc masa să fie membrii familiei și să nu fie servit mai mult de 12 oameni, mai mult de 12 persoane să nu fie servite în decursul unui ciclu de masă. Da, punctele de care vorbiți dumneavoastră sunt deschise cu preponderență în ce zona a țării? Montana. Aceste puncte gastronomice locale sunt deschise ca și județe, voi menționa primele județe. Primul județ este Brașov, are 64 de puncte gastronomice locale, urmează Tulcea, în Tulcea avem 35 de puncte gastronomice locale, Sibiu cu 15 puncte gastronomice locale, Maramureș cu 10 și așa urmează și celelalte județe. Pentru că acolo sunt dezvoltate și niște asociații foarte puternice ale femeilor din zonă. De asta cumva vă întrebam, că știu și eu cu Corinele Transilvane, sunt câteva zone în care într-adevăr femeile s-au strâns ca să se descurce mai ușor cu ceea ce spuneți și pare foarte ușor până la urmă când vine vorba de înregistrarea unor astfel de puncte gastronomice locale. Este foarte ușor și este cel mai scurt lanț alimentar posibil. Da, gândiți-vă că eu am o producție proprie, da? Pregătesc hrana în gospodăria mea și o servesc către turiști sau către locali și către toți cei care doresc să întreagă pragul. Eu consider aceste puncte gastronomice locale ca un motor de dezvoltare a comunității. Gândiți-vă că aceste puncte gastronomice locale, da, sunt făcute de regulă în zone unde turismul nu este la potențial maxim, da? Pentru că noi, ca să deschidem un restaurant, avem niște costuri foarte mari. Da? Și atunci, în primă fază, tu deschizi un punct gastronomic local, care este similar ca și activitate restaurantului, zonă, da? Dar cu niște costuri minime și un proces de înregistrare. Doamna director, nu, numai o clipă. Deci aceste puncte gastronomice locale nu sunt cu preponderență pentru zonele lipsite de turism. Pentru că altfel apăream Vaslui în Telorman și Nolt. Deci ceea ce ne spuneți dumneavoastră, de fapt, sunt zone turistice unde cetățenii din București sau de oriunde se duc. Cred că este vorba despre turismul organizat instituțional, pentru că aici sunt oameni care în casa proprie... Unde turismul deja este la cote înalte, oamenii își deschid direct o agropensiune, da? Dar pentru că tu să deschizi o agropensiune, costurile sunt foarte mari. Da? Și atunci, în primă fază, încep cu un punct gastronomic local. Mai mult, ai niște avantaje. Tu îți deschizi... Haideți să vedem cum arată. Deci da? Eu pur și simplu mă duc în curtea omului și spun azi vreau să mănânc la dumneavoastră, dar cum am găsit locul respectiv? Cum se fac cunoscuți? Cum oamenii câștigă încredere în ograda 1 versus ograda 13 și așa mai departe? Pentru că lucrurile astea sunt puțin, poate, neclare. Domnul Cazacioc este aici și chiar vreau să mă adresez dumneavoastră cu următoarea întrebare. Ce aduce nou acest proiect pe care l-ați inițiat de mai multă vreme? Da? Vorbim deja de puncte gastronomice locale existente într-o lege care urmează să-și încheie parcursul mai departe, să vedem sub ce formă.
Unde este lămurirea? Aș vrea să fac o introducere foarte scurtă și anume, noi suntem în punctul ăsta după vreo 10 sau 11 ani, pentru că am observat în cursul activității pe proiectele Asociației Ivan Pazaic în Mila 23 că cam de atâta timp este nevoie ca ceva să capete dimensiunea unei bulgăre de zăpadă. Cred că am fost în audiență și când domnul Bătănoi era secretar de stat cu Ivan și cu Doru. Păi atunci ați început în 2016. Am fost în comitetul de monitorizare în care spuneam, dom'le, nu există o legătură. Deci PNDR-ul dă bani pentru ce vrei tu să faci, dar și dă separat. Deci marketingul separat, semănătoarea separat, dar noi tot vorbim de lanț alimentar scurt. Și au trecut ani, am deschis niște uși la ANSVSA, la Roate și la Chioveanu după aceea, s-a dat o notă de serviciu, o adaptare a Ordinului 111 și suntem... 2021 modificat, da. Da, da. Deci, practic, suntem la 10 ani distanță de această poveste. Aceste 250 care există, mă rog, statistica pe care am făcut-o în octombrie, cred că erau 254. Ideea este că, pentru a răspunde la întrebarea ta, Raluca, cum ajunge acolo, cum știi de ele, așa cum ai spus, e corect, ele sunt... grupuri de femei cum sunt la Saschi sau sunt alte activități, Coline Transilvane. Exact. Sunt deja activități anterioare care au creat o ceva atracție pentru public, dar pe viitor ele este nevoie să fie integrate. Nu te poți duce astăzi, Raluca, ești cu mașina într-o localitate din mediul rural, opresc undeva și spun aveți ceva de mâncare aici? Probabil pentru un punct de gastronomie locală trebuie să anunți cu o zi, două înainte. Da. E nevoie de promovare. Și care este reperul ăsta de 12 persoane simultan? 12 persoane. Chiar m-am pregătit aici o chestie, să spun așa, un pic mai obișnuit. E vorba un de punct capacitatea de a gătia un punct de gastronomie locală, femeia unei bucătăric de casă, un punct e vorba de siguranță alimentară. Un punct de gastronomie locală nu este un loc unde au loc nunți, botezuri, parastase. Ca să fie clar. În teren, în ultimii ani, am ajuns și în situația asta în care erau oameni care mă întrebau, știți, am o pensiune și cum să fac și eu un PGL? Și le-am explicat, problema asta nu e că e pentru o pensiune, e vorba de patrimoniu culinar, e vorba de resursele locale, e vorba de o gospodărie țărănească. Și atunci, când s-a creat și s-a lucrat pe documentul respectiv, s-a impus această limită care, într-un fel, să fie limita normală. Deci, ești la țară, ai o cameră în care se mănâncă, și mai pui niște scaune să și adică să mănânc, ca să nu se întindă să facă nunții, da? Botezul și parastase. Să taie două găini, no, ca ai exact. Venit dumneata, nici ouăle trebuie să le strângă și să exact, da, deci s-a impus o limită care sigur putea să fie 10, putea să fie 15. Este cu noi și domnul Chesnoiu, care este fermier. Aș vrea să vă să vedem cumva cum se împacă o gospodărie casnică, o curte cu o bucătărie a unei familii, da? Și ideea unei ferme, se poate integra o fermă în acest proiect? În ce fel? Cum există sistem ca și colaborare? Dacă dimensiunea de 12 persoane limitează proiectul la gospodării și bucătăriile de familie care doresc să intre în acest proiect? Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și invitații dumneavoastră și respectatorii, bineînțeles. Îmi cer scuze, puțin răgușit. Lucrăm afară. Suportăm mult aer rece în perioada asta. Nu mă revăd în acest proiect. Cred că e un proiect dedicat mai mult fermelor de zootehnie amplasate în zone cu potențial turistic, dacă nu chiar turistice, cum spunea și domnul Bătănoiu. Va fi foarte greu să atrag potențial turist sau potențial consumator ai unui astfel de proiect. 12 locuri de consum nu creează nici măcar un loc de muncă. Va fi decât, ar fi decât o îngreunare a activității mele zilnice. În ideea eventual că atunci când omul nu are în curte, nu știu, găinile, purcei, etc., ca să gătească din ce crește în curtea proprie, ar merge în zona locală unde se întâmplă să fie o fermă. În felul ăsta se poate crea o colaborare a la lung, previzibilă, sustenabilă sau cum vedeți acest proiect din punctul dumneavoastră de vedere al producției și al sistemului de care aveți nevoie, în care să vă angrenați? În niciun caz din punct de vedere al fermei mele horticole. Nu cresc animale, materia primă pentru astfel de proiect va fi clar carnea. Ferma este amplasată în județul Olt, sudul țării nu excedează din punct de vedere turistic, așa că nu spun că nu aș încerca, dar spun cu siguranță, în prima fază ar fi un eșec, ar trebui să suport multe costuri din buzunar,
ca să țin, să poți să gătesc zilnic, ca să nu refuzi anumiți, să nu refuzi eventuali clienți puțin, ca număr în prima fază. Sunt convins de asta. Deci cumva ar trebui poate să schimbăm și terminologia, pentru că nu este vorba de producători locali când vorbim de un lan de producție de mai mare amploare. Proiectul este bun, deci haideți să fim serioși. Orice produs care pleacă dintr-o fermă și ajunge la un consumator din România, eu cred că este bun. De ce? Pentru că noi am pierdut noi producători, am pierdut legătura cu consumatori. Numai că sistemul ăsta propus va funcționa. Nu, că trebuie ca agenția zonei montane să aibă afișat acolo și să facă o publicitate agresivă. Să spună. În care Tellerman, vedeți că aveți două PGL-uri. Cum se actualizează baza de date? Cum știm aveți... ce gospodărie sau fermă produce ce anume, ce cantitate în fiecare sezon? Că înțeleg că bazele de date nu sunt actualizate și atunci cum se vor întâlni? Înțeleg că ANSM-ul le-a actualizat. Politica publică nu poate suplini lipsa legăturii dintre gospodar, un fermier care are niște porci și cineva care are oi. Trebuie să ducă, deci este o activitate până la urmă care de la un punct este antreprenorială. Dar producătorul are interes și comunii, să dezvolte rețeaua. Da, se duce, discută, poate nu de la domnul Chesnoiu, care spune, domnule, am o fermă mare, nu pot să mă ocup, nu pot să fac la mine. Ok. Deci e o oportunitate pe partea de patrimoniu culinar, pe partea de crearea unor legături și cele 250 nu ar fi toate perfecte, dar e clar că dacă se merge în teren, vei găsi că și-au găsit această legătură. În ghidul de bune practici pe care l-a editat Asociația Ivan Pazaichi la început în 2017, era o recomandare în prima pagină să folosească produsul local, să folosească un ceai de acolo, o plantă de acolo. În cazul ăsta concret al fermierilor, e cineva care are crescătorie de porci, ok, fac care sunt autorizate, sunt văzute de... Și zic, ok, eu pot să vă dau porci, bazați-vă pe mine și creșteți voi în ogradă doar găini, curci și ce... Se face un plan, sigur. Se poate face un plan în baza acestei înțelegeri. Vă rog. Dacă mă auziți. Da, da. Aș vrea să intervin. Deci, am spus mai devreme, acest proiect se adresează cu preponderență persoanelor fizice. Celor care doresc și să știți că se întâmplă și acum. Dacă te duci în Delta Dunării, o să găsim sau găsesc de fiecare dată familii la care bați în poartă și sunt pregătite întotdeauna să primească turiști și să primească oameni la masă. Asta o știm. Acest proiect doar asta face. Scoate puțin și disciplinează puțin această piață, această îndelenicire, o pune mai mult în valoare, pe de o parte, și pe de altă parte nu este dedicată fermelor mari sau fermelor în general, este dedicată familiilor, acelor bunicuțe pe care le găsim și în Italia, de exemplu, și în Franța există în turismul rural. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că este doar, eu cred că este de fapt o șansă și pentru locurile care sunt cumva aflate în zone mai defavorizate. De ce vă spun asta? Pentru că eu văd o implicare foarte serioasă și a UAT-urilor aici, care să încerce să-și dezvolte și alte axe de dezvoltare. Dar din experiența pe care au unii care fac deja lucrul acesta, știu că multe dintre primării aproape că îi subminează pe cei cu asemenea inițiativă. Aici este un alt punct sensibil. Este greșeala lor și eu nu știu ce primar din țara asta. Am auzit un caz la Brașov, unde afacerea respectivă are legătură cu primăria orașului Brașov, că așa se întâmplă acolo, nu știu să vă dau detalii tehnice. Noi vorbim de primăriile, vorbim de primăriile din mediul rural care își pot găsi și crea povești astfel încât să atragă turiști acolo și să își descopere. Să știți că în zona asta a sudului au fost foarte multe moșii, în zone foarte sărăcite, paupere. Sunt foarte multe moșii și sunt foarte multe lucruri care se pot pune în valoare dincolo de alte investiții majore de care discută ei în fiecare an. Adică trebuie să vină banii către bugetul primăriei, trebuie să vină din mai multe surse. Una dintre acestea este cadrul pe care noi doar să înțeleagă și utilitatea și procesul. O să trebuiască să luăm publicitate, o să vă rog să țineți minte ideile, pentru că așa se întâmplă întotdeauna, când vine publicitatea, vin și ideile. În câteva momente revenim, rămâneți cu noi. Am revenit în studio, discutăm despre punctele gastronomice locale, o idee veche și un proiect nou sau încă un proiect
mai mult sau mai puțin nou și el. Mai devreme, înainte de publicitate, doreați să adăugați ceva, nu știu în ce ordine doriți să vă exprimați, așa că o să încep cu Veronica Baciu, că nu am auzit exact ce și cum era de adăugat, așa că vă rog. Nu ne mai aude. Sonorul, microfonul. Sau nu merge microfonul, noi nu vă auzim. Imediat. Gata. Acum asta. Voiam să vă spun că interesul pentru aceste puncte gastronomice locale este foarte crescut. În cursul anului trecut am avut 2309 cursanți, da? Deci 2309 persoane au fost interesate să facă acest curs și, noi sperăm că anul acesta să vedem și efectele cursului, adică să vedem cât mai multe puncte gastronomice locale înființate. Și din aceste 2309 de persoane, 1635 sunt femei și 674 bărbați, iar media de vârstă este între preponderent între 40 și 60 de ani și apoi între 25 și 40 de ani. Dacă noi avem media de vârstă, da, între 40 și 60 de ani, asta înseamnă că sunt doritori să-și deschidă aceste puncte gastronomice locale, exact oamenii din zona rurală, da, care poate și-au încetat sau sunt în curs de încetare activității profesionale și vor să dea un plus de valoare gospodăriei și producției proprii pe care ei o au. Din acest motiv, aceste puncte gastronomice locale sunt foarte importante. Da, dacă ne uităm pe segmentul de vârstă 40-60 și 25-40, putem să considerăm că și tinerii, da, vor fi interesați de această activitate. Vreau să spun ce am discutat în pauza de publicitate, că, mă rog, proiectul de lege dă mai multă greutate și o mai bună organizare, este de fapt un pilon de politică publică, să spunem. Cursurile pe care le oferă ANZM-ul sunt o soluție care a apărut în ultimii 2 ani pentru faptul că altfel, doar pe partea de notă de serviciu la ordinul ANSVSA 111, erai trimis ca persoană interesată să îți deschizi un SRL, să-ți legisezi un PFA, să faci un curs de bucătar. Ori proiectul este lanț alimentar scurt, patrimoniu culinar, resurse locale și nu să învăț pe cineva cum să coacă, să fiarbă sau să frigă. Da? Deci nu curs de bucătar. Și atunci ANZM-ul a venit cu această soluție pe care a agreat-o cu ONRC-ul și cu INS-ul să facem un curs de administrare de punct de gastronomie locală. Asta este. Ideea este următoarea, să ne înțelegem de la început. Proiectul este bun, dar eu îmi doresc să fie politică publică, nu lege, pentru că vă mărturisesc, legi, cred că sunt în toate ministerele, sunt munți de legi. Nu legi, nu hotărâri de guvern, nu ordine de ministru, de să fie politică publică pe domeniul respectiv, respectat de toate partidele, adică indiferent cine vine, nu întrerupe. Mai întrerupem acum, nu e bun proiectul ăsta, mai stăm 4 ani de zile, după aceea da. Tot dezvoltăm. Și al doilea lucru, eu cred că trebuie o informare foarte bună făcută. Și vă mărturisesc că am încercat eu să fac. Și se apropie ora prânzului. La o fermă din sudul României, am încercat să fac punctul. Și care a fost experiența? Că asta am vrea să aflăm. Experiența unui om fost, care vrea să intre în acest experiența sistem. A fost că a trebuit să plătesc 3 luni de zile oamenii ca să poată să facă. Vă dați seama, o ordine, ceea ce impune ANSVSA-ul acolo, sigur că trebuie să respecti. Nu pot să-mi bat joc nici măcar de un prieten de-al meu sau evident. Un turist care a trecut pe acolo și să nu găsească curățenie, să nu găsească farfuria spălată sau să nu găsească produse de calitate. Și s-a creat un vad pentru proiectul dumneavoastră? Pentru prietenii mei, da. În județele unde nu există cât sărăcie și folclor, nu cred că poate sărăcie să funcționeze atât de bine. Pentru că el vine acolo cu familia sau e în trecere și atunci zice, mă duc să văd obiectivul turistic X. Dacă îl are, trece și pe la dumneavoastră, mănâncă, îl vizitează. Dacă nu, clonț și se duce exact unde are de dus. Dar pot fi făcute destinații culinare, apropo de patrimoniul culinar. Și adică repet, dacă știm că avem repet, o zonă, trebuie de ce nu informare putem valorifica făcută în sine proiect pentru patrimoniul culinar. Asta spun. Politică publică făcută pe el și informare din partea instituțiilor publice, pentru că dacă este privatul Botănoiu, să spună mâncați la mine, o să zică domnul Osmanovici, da, de ce la tine? Cine da. Ești tu, ce faci? Ați înțeles? Asta e că vii cu copiii. Daniel, uite, tot vorbeai de dus la munte, mergi cu bicicleta. Tu, când vrei să arăți copiilor, uite, asta e mâncare tradițională pe aici, pe unde ne dăm noi. Recunosc că ăsta e motivul pentru care eu prefer să fac aceste lucruri în Transilvania, tocmai pentru că există un alt fel de organizare în această zonă. Iată. Din punctul ăsta de vedere, mi-e mult mai comod, pentru că a fost înțeleasă toată povestea într-un cu totul alt mod.
Ceea ce înseamnă... E ceva care e, seamănă mai mult cu un fel de sistem. Dar să știți că... E important că aceste puncte gastronomice locale pot fi combinate cu camere libere de închiriat în scop turistic. Așa cum bine știți, o persoană fizică poate închiria în limita până la 5 camere, pe norma de venit. Da, la 5 camere, camerele din gospodăria proprie. Dacă și dacă vrea. Noi avem gospodăria noastră, ne facem punct gastronomic local, ne punem la închiriere și cele 5 camere pe care le avem în gospodărie, noi am creat o agropensiune. Da? Și revin cu un bine, sistem cu de înregistrare extrem de facil și rapid. Domnule Pufu, cred că v-am auzit să interveniți când simțiți nevoia, fără neapărat să tăiați pe altcineva, dar să interveniți când vi se pare relevant ca să nu pierdem ideea. Mai greu din online, dar încercăm de fiecare. Așa este. Ideea este următoarea. Politicile publice se fac în urma unor legi. De despre ceea ce spune domnul din platou este foarte adevărat, pentru că noi va trebui să avem o politică publică de dezvoltare pe această componentă. Vă aduc aminte că noi pe PNRR mai avem acolo un traseu care se numește așa, un punct, un jalon, care se numește traseul gastronomiei românești, care are un rond în toată țara și pune în valoare cam tot ce înseamnă gastronomia românească. Deci există o politică și există o gândire coerentă la acest moment. Ceea ce facem noi astăzi și revin, se adresează persoanelor fizice și aici. Nu este vorba doar de o familie care se poate mobiliza în satul sau comuna respectivă, ci și de o anumită deschidere, vă spun, a primarului, care va trebui să își pună în valoare toate resursele locale, una dintre ele fiind și această componentă. E foarte important că toate astea sunt integrate într-un posibil proiect de genul ăsta. Nu e doar o chestiune de inițiativă a unei familii sau unei inițiativă particulară, dar noi creăm cadrul legislativ ca aceste lucruri să se întâmple. Spuneați mai devreme că în Transilvania există deja. Există, dar bănuiesc că sunt tot inițiative particulare și nu sunt reglementate. Noi asta facem acum, dăm această gură de oxigen și încercăm să așezăm o minimă disciplină în așa fel încât să existe și o anumită siguranță în momentul în care apelez la astfel de servicii, dar și aceste servicii să poată fi puse în valoare. Eu sunt consumator de canale pentru că mă preocupă subiectul acesta. Și sunt canale de specialitate unde, dacă vă urmăriți cât ce documentare frumoase și pot, exact, care, să le facem care și la noi. În valoare astfel de inițiative bani și astfel și înțelegere, de bani și înțelege, investiții. Sunt de acord cu domnul Botănoiu și domnul Pufu muncește pe proiectul de lege, dar sunt de acord că e nevoie de politică publică. Piesele de puzzle există în momentul ăsta, și anume punctele gastronomice locale care sunt create pe ordinul SVSA. A existat o măsură pe ultimii 2 ani, cred că în 7-2 sau 7-4, care finanța pensiuni și la enumerare era trecut și punct gastronomic local. Deci timp de 2 ani au fost finanțări deschise pe chestia asta. Mai există de asemenea potențialul în strategiile de dezvoltare locală. Că am vorbit de UAT-uri și este vorba de grupurile de acțiune locală care într-un an sau doi o să înceapă să-și reînnoiască strategia și să ceară din nou bani pe 7 ani, unde vor avea niște finanțări pe un buget. Ciclul trecut erau 2 milioane de euro pe un gal, mai multe comunități, și aceea ele vor putea fi introduse. A treia piesă a puzzle-ului, da, sunt trasele gastronomice, pentru că eu, dacă știu că se face traseul ăsta gastronomic, care va căpăta o consistență în 2 ani de zile, prin site, pliante, cooperarea autorităților locale, o să-mi deschid un PGL acolo. Mai devreme de filme, documentare, da? O să-mi deschid un PGL pe traseul gastronomic finanțat din PNRR. Am auzit zilele astea foarte mult, din păcate, într-o manieră tristă despre Turcia. Ne amintim probabil cu toții de spoturile în care ei fac publicitate turismului din Turcia. În ce fel sunt făcute aceste spoturi și cât de multe dintre ele arată mâncarea? Da? Pentru că ați pomenit această posibilitate uriașă pe care o avem și pe care nu o exploatăm. Trebuie să fim bineînțeleși.
Nu a spus nimeni și nu n-am auzit pe nimeni, nu, spunând că nu-i bun acest, nu, împotrivă, acest împotrivă proiect. Doi, odată ce produsele de calitate ale fermierului ajung pe masa consumatorului, are și un punct câștigat. Al treilea lucru, sigur, trebuie investiții. Investiții că trebuie să aibă apă curentă, el trebuie să aibă infrastructură, igienă, da, exact, că nu poate să ajungă în satul respectiv decât cu o infrastructură normală. După aceea, el trebuie să aibă acea, mă rog, telefonia și tot ceva înseamnă... Susținere, și ați venit cu pliante, ne arătați pliante. Pe de da? Altă din parte, Franța, eu, cred, eu cred că alături de aceste proiecte, că aici trebuie să, că e mass media alături de tine, am văzut niște reportaje foarte interesante făcute de un cetățean din Anglia care stă prin România, cu lucruri interesante făcute în România. Asta înseamnă bani. Asta înseamnă bani, asta înseamnă investiții, asta înseamnă boom-ul acela în fiecare zi, consumă românește. Du-te acolo că vei găsi lucrul respectiv. Conștientizarea faptului că avem o mulțime produse de calitate extraordinară. Și vreau să vă spun un lucru, că a spus o întrebare interesantă, supermarket sau aprozar. Păi noi am avut 160.000 de magazine în rural, în zonele periurbane. Mai avem la ora actuală 35.000. Imaginați-vă că în trecut exista într-un sat exista 3-4 magazine cu 3-4 oameni care lucrau acolo, cu o contabilă care își desfășura activitatea. Care adunau produsele din zona evident respectivă, că putea totul să era facă mult acest mai lucru ușor pentru toată lumea. Acum acest proiect poate fi o deschidere în ceea ce înseamnă, dar repet, cu o politică publică respectată de toată lumea. Nu peste un an de zile blocăm că nu mai funcționează nu legea din puzzle-ul respectiv și cu bani. Sunt inițiative, mi-aduc aminte acum de județul Sibiu, care lucrează nu, foarte... Nu, aduceți-vă aminte de județul Giurgiu, aduceți-vă aminte de Caraș, că ia cătă nu, și Caraș. Eu zic, da, eu zic de, despre Caraș, da, despre Caraș, mi-ați adus aminte. Ăsta este un proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național din resurse publice, de acum vreo 5-6 ani, unde l-are la ce cameră. Este o culegere de rețete făcută de un grup de studenți de un departament care se ocupă de partea asta de patrimoniu imaterial. După ce a fost făcută, e o profesoară cunoscută, Narcisa Alexandra Știucă, când am luat de la dânsa exemplarul, mi-a spus, zice, după ce l-am făcut, pensiunile din zonă mi-au cerut. Pentru că sunt rețete locale. De fapt, noi asta încercăm să reconstruim când mă duc să mănânc. Cu rețete, pe baza unei rețete locale, nu aceeași ciorbă rădăuțeană peste tot, corect, cu niște exact ingrediente locale. Iar apropo de cooperare, de câți ani sunt în proiectele astea, tot culeg. Când mă duc undeva, mai culeg un pliant de pe unde sunt, în România, în țară. Așa, și fără stocea la dumneavoastră acolo. Da. Că n-ați avut niciodată smântână ca să băgați în... Bă. Asta e altă discuție. Deci, asta este din finanțare europeană, așa cum au avut multe entități, ori de județene, ori regionale. În Franța este un carnet de adrese pentru un turist, care turist, când intră, când intră în regiune, află care sunt vinurile din regiune, unde se poate mânca local în regiunea aia, care sunt rețetele culinare specifice regiunii, unde sunt piețele unde se poate duce să cumpere ceva, care sunt produsele pe scheme de calitate, sau se poate întâmpla că, uite, poftim, în România cineva a făcut o hartă unde să te duci să mănânci în niște județe din România. Exact. Deci se poate, există se poate, elemente, exemple, e nevoie avem... de politică publică, e nevoie de... Și la Afir era, dacă vă amintiți, da, și Afir avea un site, la fel. Afir, finanțări investiții. Afir are CEPAC, cu aplicația CEPAC. Cum spuneam, da, și la publicitate, vine publicitatea, vine pauza, vin și ideile. Vă mai invit la Prima News, pentru că o să continuăm discuțiile și pe tema hranei. Așadar, la Fix ne revedem. Raluca Alhadad sunt, vă aștept și vă mulțumesc încă o dată invitația. Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 11, sunteți la Prima News. Bullying-ul devine un fenomen tot mai periculos și mai greu de controlat în școlile din România. De la jigniri și umilințe s-a ajuns la cazuri extreme, de genul celui de la Suceava, unde un elev cu dizabilități era încurajat de colegi să se arunce pe geam. Pentru ce? Pentru o pungă de pufuleți. Invitata seară în emisiunea La Final de la Prima News, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a declarat că a răspuns solicitării Ucrainei, care a cerut Comisiei Europene includerea canalului Chilia-Băstroe în coridorul de transport european. Ministrul român al transporturilor spune că singura cale navigabilă este canalul Sulina.
România și Ucraina au convenit ca experții români să înceapă măsurătorile pe brațul Chilia și canalul Bâstroe din 15 martie. În urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni, cam așa, 2 săptămâni, am avut informări ca ministru al transporturilor, venite parte dintre ele de la structurile din teritoriu ale Ministerului Transporturilor, altele venite din zone care nu țin de Ministerul Transporturilor, în special Ministerul de Interne, prin care ni s-a adus la cunoștință că au semnale că pe Chilia și uitându-se pe anumite monitorizări, inclusiv pe Bâstroe, se fac aceste lucrări de dragare. Urmare a celor rapoarte, am convocat structurile Ministerului Transporturilor care au responsabilitate pe această zonă. Am invitat și reprezentanți ai mediului, ai Ministerului Mediului și cei de la poliție și cei de la externe, ca să vedem cum se abordează această problemă. Asta când se întâmpla? În urmă cu două săptămâni, poate trei. Deci în debutul scandalului? Nu chiar, cu o săptămână înainte. Deci cu o săptămână înainte de 15 ani ați avut dumneavoastră acea ieșire publică. Deci și am avut acea ieșire publică de alt februarie. Tip. Semnam ultimele contracte pe A7, pe autostrada Moldovei, așa, de la Bacău la Pașcani. Și am avut o întrebare în conferința de presă, spunându-mi sau întrebându-mă dacă e adevărat că în urmă cu o săptămână a avut loc. Și am spus da. E adevărat, există aceste semnale, o să vedem pașii următori. Pe aceea au fost comunicări pe care eu le consider oficiale, unele din partea Ministerului Transporturilor din Ucraina. Tot la Prima News, Sorin Grindeanu a făcut portretul prezidențiabilului PSD. Să fie om în primul rând, să fie european, dar să nu uite că este român. În primul rând să fie om. Dar ce am avut până acum, roboți? Am spus-o... Am văzut că e de asta cu roboței la modă. Nu mă refeream la acest aspect. Să simtă pentru poporul român. Acestea sunt mai importante decât apartenența la un partid politic sau la altul. Să se bată pentru România și pentru poporul român. Să fie un european în adevăratul sens al cuvântului, dar să nu uite că e român. Mafia pariurilor lovește și în Liga 1. Un fotbalist de la Petrolul Ploiești este anchetat după ce ar fi pariat sume importante de bani pe meciurile din campionatul românesc. Surse apropiate anchetei susțin că jucătorul avea legături cu un clan interlop. Cosmin Achim are 27 de ani și în această iarnă a fost transferat de la FC Voluntari la Petrolul Ploiești. După doar 5 partide în tricoul noii echipe, clubul anunța rezilierea contractului cu el. În România, la fiecare 30 de secunde, o femeie este bătută. În 2022 au fost raportate peste 70.000 de cazuri de violență domestică. Dar statisticile nu spun însă povestea unui număr uriaș de femei abuzate care îndură în tăcere. În sprijinul acestor victime, o asociație din Iași a organizat un eveniment caritabil. Din momentul aderării la Uniunea Europeană, veniturile și productivitatea românilor au crescut, însă nu unitar. Dacă produsul intern brut pe cap de locuitor al bucureștenilor depășește pe cel al locuitorilor din Viena, de exemplu, sau Budapesta, Vaslui-ul rămâne polul întregii Europe la capitolul sărăcie. În ultimele două săptămâni, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul Schengen au depistat 650 de persoane care erau date în urmărire în statele membre. Dintre acestea, 476 de persoane căutate au fost găsite la noi în țară. Peste 45.000 de morți, pagube imense și o populație traumatizată. Este bilanțul la o lună de la catastrofa care a înduliat Turcia și Siria. Autoritățile turce estimează că 14 milioane de persoane au fost afectate de seism doar în țara lor. Dintre cei afectați, 3,3 milioane au fost nevoiți să părăsească zonele sinistrate. Aproape 2 milioane locuiesc acum în corturi sau în case container. Cutremurul devastator și replicile care au urmat au provocat pagube de peste 34 de miliarde de dolari, adică 4% din întreg PIB-ul Turciei.
iar estimarea nu ține cont de costurile de reconstrucție care ar putea să fie de două ori mai mari. Iar o femeie din Statele Unite și-a văzut moartea cu ochii, o bucată din tavanul unei stații de metro. S-a desprins și a căzut la niciun metru distanță de aceasta. Imaginile care surprind momentul au fost postate pe internet și au devenit virale. Tânăra de doar 21 de ani povestește că a fost în stare de șoc și timp de câteva secunde nici nu s-a putut mișca. Ultima inspecție a tavanelor metroului din Boston a avut loc acum 2 ani, iar autoritățile spun că vor demara imediat lucrări de reabilitare. Naomi Campbell a defilat din nou la 52 de ani și le-a amintit tuturor ce înseamnă să fii nu model, ci supermodel. Vedeta a avut o apariție de senzație la Săptămâna Modei de la Paris, unde a prezentat colecția pentru un designer italian. Prezența ei a fost o surpriză pentru toată lumea. Supermodelul a strălucit într-o creație de culoare neagră, transparentă, care i-a scos în evidență formele de invidiat. Sport acum, continuă etapa surprizelor. După Farul și Rapid s-a încurcat și FCSB. UTA a învins-o fără drept de apel. Iar Craiova lui Rotaru leagă victoriile în Superligă. După ce au câștigat la Ploiești, oltenii s-au apropiat la un punct de Rapid. Și acum meteo, vremea va fi mai caldă astăzi în sud și sud-est, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. În vest, centru și nord va ploua puțin, iar la munte vor fi precipitații mixte și vânt. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 13 grade. Am revenit în studio unde discutăm din ce în ce mai des în ultima vreme despre bullying. Întrebarea acestei ore pe care o găsiți pe pagina de Facebook a Prima News este următoarea. De ce se înmulțesc cazurile de bullying în școlile din România? Este o situație cu care ne confruntăm, pe care o întâlnim cu toții din poveștile cunoștințelor, dar, din păcate, cel mai șocant este atunci când descoperi că propriul tău copil are de-a face cu așa ceva. Invitații acestei ore sunt Daniel Osmanovici, colegul meu, jurnalist Prima News, Beatrice Busuioc, realizator Super Neni, așa cum o știți cu toții deja, psiholog, Ioana Coman, expert în strategie anti-bullying, Oana Dimofte, fondatorul site-ului educațieprivată.ro. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine în această discuție. Bine te-am găsit. Bună ziua. Bine v-am găsit. Deci, Super Neni, de ce se înmulțesc aceste cazuri, aceste situații în care copiii sunt stresați până la agresați la modul concret, fizic? Din păcate, în primul rând, se merge foarte puțin pe prevenție, înainte de a se merge pe soluționarea cazului. Ar trebui să mergem mai mult pe prevenție încă din de acasă, nu doar de la școală, unde părinții ar trebui să fie mai atenți la ceea ce comunică de față cu copiii, la ceea ce le transmit copiilor, educația aceea sănătoasă, da? Limitele sănătoase pe care copiii să le poată duce mai departe la școală. Cum știi părinții? Pentru că noi, așa cum vorbeam întotdeauna în pauze, se mai iscă o discuție, ne povesteai despre ce fac și cum comentează uneori mămicile. Este un comentariu poate care pare inofensiv, care este poate spus în șoaptă, dar odată ce a fost prins din zbor de copil, cu ce efecte în viitor vine o asemenea mică observație, să o numim așa, indulgent vorbind? În momentul în care copilul aude diverse replici din partea părintelui, el poate să le preia. Chiar dacă părintele spune nu vorbi urât, nu e frumos să spunem așa sau nu e ok să procedăm în felul acesta. Da, mami, dar uite, tu faci vorbim așa. Doar în familie, da. Exact. Ei, copilul, în momentul în care este expus într-o situație de ce în care... Tu faci așa? Da, dar vorbim aici despre trei modalități prin care copilul simte nevoia să facă față emoțiilor din viața lui. Vorbim despre fugă, luptă sau îngheț. Și de cele mai multe ori, copiii aleg să lupte. Pentru că până la vârsta de 8-9 ani, ei se bazează mai mult pe instinct decât pe judecată. Și atunci nu se activează acel creier rațional. Nu vorbim despre activarea cortexului în interacțiunile de genul acesta, ci vorbim despre acel creier emoțional în care copilul acționează instinctiv. Și atunci când copilul aude de la părinte, nu e ok să vorbești urât. Însă părintele, când este la volan, nu știu,
se înjură sau vorbește urât cu participanții la trafic, da? Copilul alege să facă ceea ce simte sau ce îi vine în momentul respectiv. Deci este foarte important să fim atenți încă de acasă cum și ce le transmitem copiilor, ca ulterior ei să știe cum să procedeze în relațiile sociale de la școală. Deci un alt imită în primul rând. Imită. Asta trebuie să sigur înțeleagă că da. Toată lumea. Imită ce vede în jurul lui, da. În prima fază. Așa este. Și a doua fază, cea mai importantă, este faptul că încă în școlile din România și nu numai, din păcate, se merge pe această zonă de competiție. Avem competiții sportive, avem competiții cine e cel mai bun din clasă și așa mai departe. Asta la ce, din la nou... Bătaie? Nu, la orice. La orice, nu, da. Știu că la orice, dar subliniam acum faptul că și asta exact. Poate deveni o formă de competiție prin care copilul crede că el arată cât este de bun. Arată cât este de bun, da. În momentul și în care își lovește un coleg, un copil poate să creadă că el este bun, puternic și că va merita laudele adulților. Da. Aici este confuzia care scapă multor adulți care îi critică, îi ceartă și apoi poate îi și lovesc ca să-i pedepsească, să vadă și el cum a făcut altui copil. Din păcate, aici este problema. A consecinței comportamentului, pentru că întotdeauna, în momentul în care un copil vine cu un anumit tip de comportament, în spate se află niște nevoi emoționale nesatisfăcute. Ei bine, această consecință de tip pedeapsă, întotdeauna îi va apăsa mai puternic pe acel buton emoțional, deja activat. Da? Ei, în momentul în care consecința nu mai este de tip punishment, pedeapsă, și este... înspre comunicare, înspre a găsi soluții cele mai sănătoase împreună cu copilul, atunci nu mai activăm mai puternic acel buton emoțional. Din păcate, în școlile din România, în afară de faptul că se scoate în evidență, de fapt, această nevoie de competiție între elevi, cine e cel mai bun, cine e cel mai tare, încă se merge pe zona de punishment, de pedeapsă, da? Ca și consecința comportamentului. Și aici trebuie să lucrate. Cu ce se întâmplă în mintea unui copil care a crezut, cum spuneam mai devreme, că el face ceva bun în momentul în care îl lovește pe colegul lui, că îi arată că este superior fizic, că, uite, așa m-a învățat tata, să dau și eu una dacă primesc, să nu stau ca fraierul, să o încasez, da? În momentul în care el crede că face ceva bun și primește o pedeapsă pentru ceva ce a făcut bine în mintea lui, ce se întâmplă în sufletul lui? În sufletul lui totul se năruie, pentru că el nu știe ce are de făcut pe mai departe. E ca și cum îi spui, ok, trebuie să ajungi până în punctul X, dar pe drum îl bagi într-o cutie și el nu mai știe cum să iasă de acolo. Asta se întâmplă în momentul în care el primește consecințe de genul acesta. Copiii... Sunt un fel de comenzi contradictorii. Exact. Primesc mesaje ambivalente și atunci ei se duc în creierul acela reptilian, emoțional, în care se activează instinctul de luptă sau fugă. Și uneori îngheț. Da. Pentru că dacă nu știu ce să mai altfel facă. Nu știe cum ar putea el să meargă mai departe. Exact. Ioana Coman, cum activăm raționalul într-un copil care nu are foarte multă, cum să zic, nu are foarte mult discernământ, nu poate să înțeleagă în termenii noștri de adulți ce e bine și ce e rău. El înțelege, dar cum activăm această înțelegere în așa fel încât să-i modificăm și comportamentul ca să-l protejăm și pe el, și pe cei pe care i-ar putea violenta, și așa mai departe, tot lanțul. Da, să-i oferim ceea ce îi lipsește, zic eu. Adică se constată că acești copii, în realitate, nu au dezvoltat anumite abilități sociale sau emoționale. Și atunci școala trebuie să ofere acea alternativă. Cumva, din ce spuneți, îmi vine așa la îndemână, pentru că am pornit de la cazul de la Suceava cu un copil care avea dizabilități fizice sau mentale, da? Și ceilalți copii care aveau dizabilități emoționale. Erau cumva la fel, doar că în această asemănare ceva s-a întâmplat. Da. Aș putea să concretizez aspectul acesta. Cum putem face asta? În primul rând, prin activitățile de consiliere. Consiliere școlară. Fie consiliere individuală și ea devine obligatorie în cazul unor evenimente, atât
victima, ca să zic așa, cât și copilul care a fost autorul actului de bullying. Haideți să vă întrerup un pic, ca să-l ascultăm pe Daniel, care a primit niște mesaje, pentru că vine exact pe ce spuneți dumneavoastră, și să comentați exact aceste mesaje. Ascultați-l puțin pe Daniel. Ieri copilul meu m-a contactat în timp ce era la școală, sub pretextul că e rău, să vin să-l iau acasă. Bineînțeles că am percutat imediat, a ajuns în mașină, a început să plângă, spunându-mi că nu a mai suportat să vadă cum trei colegi își băteau joc de o colegă. Deci nu era vorba de el, copilul acela a empatizat cu altă fetiță care era adresată. Am înțeles. Copilul și aici era nevoia de consilier, cum spuneți și dumneavoastră. Da. Mai spune și cu briceagul, te rog, pentru că nu vreau să le lăsăm la urmă și să rămânem fără a menționa acest lucru. Bun, și mai este încă, recunosc că ăsta m-a șocat, era o legătură între o știre în care unul dintre părinți s-a dus și i-a bătut pe copiii care i-au bătut copilul, și întrebarea era cât de mult ar trebui părintele să se abțină de la astfel de gesturi, iar răspunsul a venit foarte prompt și simplu, că orice părinte ar proceda până la urmă la fel, contează ce vârstă au copiii. Poate nu știți, dar la clasa a noua sau de la clasa a noua, cam toți copiii au un briceag. Da, sunt lucruri îngrijorătoare, ca să zic așa, dar să-mi termin ideea. Vă rog, da. Am vorbit despre consiliere individuală, da? Dar în cazul martorilor, sigur că sunt necesare sesiunile de consiliere de grup, unde sigur avem cel mai bun cadru în care putem dezvolta abilitățile despre care am amintit mai devreme. Concret, putem să îi ajutăm pe copii, de exemplu, să-și dezvolte empatia, putem să îi învățăm cum să reacționeze în situațiile în care sunt implicați într-un act de bullying, și aș pune accent aici pe comunicarea asertivă. De asemenea, putem să îi învățăm să ceară ajutor și să îi ajutăm să distingă între pâră și cerere de ajutor. Pentru că s-a constatat că de cele mai multe ori copiii supuși unor acte de agresiune sunt timorați, și pentru că le e teamă că agresorul o să continue să-i hărțuiască, nu se duc să ceară ajutorul unui adult. De asemenea, pot fi învățați să-și identifice și să-și gestioneze emoțiile, pot fi învățați să aștepte și, mă rog, exemplele pot ce să aștepte în acest caz al bullying-ului? Poate este important. Ce înseamnă așteptarea într-un context ca acesta, în așa fel încât copilul să evite agresiunea? Nu mă refer neapărat la copilul victimă, cât mai ales la copilul care inițiază acțiuni de bullying. Și el ce poate aștepta? Se constată că uneori el, mă rog, trece la acțiune, fiind, de exemplu, foarte frustrat de ceva și înainte de a reflecta, mă rog, acționează. Sigur că aceste activități, pentru a da roade, au nevoie de timp și ele, mă rog, pot fi completate de alte acțiuni, cum ar fi, de exemplu, asigurarea unui climat educațional pozitiv în școală. Dar realist, cât se întâmplă asta în ultimii ani la noi în țară? Din păcate, vedem că se întâmplă exact opusul. Da, realist, aș spune că sunt lucruri care încep să se întâmple în școlile noastre, pentru că la ora actuală activitatea de combatere a bullying-ului în școală este reglementată.
Mă refer aici la ordinul 4343 din 2020 de aplicare a normelor metodologice privind violența psihologică, bullying în școală. Concret, ce oferă aceste norme metodologice? Ele oferă instrumentele de care au nevoie cadrele didactice, școlile în general, care le permit, pe de o parte, să dezvolte intervenții pe caz, să gestioneze în mod corect cazurile, iar pe de altă parte să-și organizeze eficient activitățile de prevenție. Doamna Coman, permiteți-mi, vă rog, să vă întrerup o secundă. Da. Vorbim despre niște dorințe, da, care sunt la suprafață. Deci noi dorim să acționăm prima dată plecând de la copil. Eu cred că în școală ar trebui să se plece de la cadrele didactice, pentru că sunt foarte multe cadre didactice care nu știu cum să gestioneze astfel de situații. Sunt cadre didactice, da, care fac bullying încă în școlile de masă, da, și nu numai. Ce se întâmplă? Ce facem cu, cu aceste cadre didactice? În primul rând, eu consider că este necesară o schimbare de paradigmă, dacă vreți. Adică activitatea de combatere, eliminare, chiar la modul ideal, a bullying-ului în școală, ar trebui percepută ca o constantă activități educative, nu ca pe o campanie. Din păcate, ce e constant în momentul de față este faptul că acest fenomen se amplifică. Da. Alături de noi este și Ioana Dimofte. Ioana, bună ziua! Care este, din punctul tău de vedere, realitatea actuală? Pentru că, într-adevăr, ne dorim să facem lucruri și poate facem și niște planuri pe hârtie, dar în continuare, în realitate, în școli, vedem tot mai multe cazuri care ajung la televizor pentru că cineva îndrăznește, negăsind altă soluție, să publice imaginile alea, expunându-și practic copiii, dar pentru că altfel nu găsește o soluție și un sprijin. Vorbim aici de adulți ai căror copii sunt agresați sau copii care ori se laudă făcând asta, da, în calitate de agresori, ori se apără pentru că la fel copil fiind nu a găsit înțelegere în altă parte și speră că văzând cineva imaginile va fi ajutat. Deci realitatea care zici tu că este? Am ascultat discuția de când a început ea și este foarte interesant. Aș vrea să aduc niște precizări. Te rog. Cred că s-ar putea să fie utile pentru cei care se uită. Așa cum spuneai tu, a crescut numărul actelor de bullying pe care le vedem. Nu știm dacă a crescut numărul în sine al actelor de bullying, ci doar expunerea mediatică a acestora. Pentru că nu avem foarte multe referențiale. Ce urmărim noi la educație privată sunt, de exemplu, studiile făcute de Salvați Copiii. În octombrie 2022, un astfel de studiu spunea că 82% dintre elevii din România au asistat la un caz de bullying în școala lor. Repet, 82%. Au asistat, deci au văzut întâmplându-se în fața lor. Mi se pare uriaș. 49% dintre cei care au răspuns au spus că au fost victima bullying-ului. Deci aproape jumătate, 49-50% jumătate din copiii acestei țări au fost victimele unui act de bullying. Bun. Mai departe, cred că trebuie să definim un pic ce înseamnă bullying-ul, pentru că s-ar putea ca nu toți telespectatorii să știe. Nu orice act de violență sau de agresiune este bullying. Bullying este un act de violență sau de agresiune fizică sau psihică repetat, desfășurat sistematic. O bătaie incidentală într-o școală este o bătaie, este un act de agresiune, de violență, de orice dorim. Ca să fie bullying, trebuie să se repete, să se efectueze sistematic asupra aceleiași victimă de către același sau aceiași agresor. Noi mai glumeam și râdeam în copilărie, poate neconștientizând, evident, și râdeam de câte unul care era, cum spuneam noi, ciuca bătăii. Ce înseamnă ciuca bătăii și în ce s-a transformat ciuca bătăii de dinainte de 89 în zilele noastre? Astăzi, mai sofisticat, îi spunem bullying. Și ca să înțeleagă toată lumea, practic. Și avem o acoperire mai bună mediatică. Acum, dacă discutăm despre cauze, aș pleca un pic și de la reacții. Care a fost reacția școlii din Suceava față de acest caz? Relatat de colegii de la Adevărul. Reacția școlii din Suceava a fost să scadă nota la purtare elevului victimă.
Deci, da. Păi nu mai au altceva ce să facă. Problema e că, scuză-mă că te întrerup, eu am asistat la o astfel de discuție, la o ședință cu părinții și am observat, fără să vreau, diferența între ce înseamnă bullying în școlile care sunt considerate bune în București și școlile care sunt considerate mai puțin bune. Diferența e uriașă. Pe de o parte. Pe de altă parte, profesorilor li s-a luat ceea ce înseamnă acea unealtă prin care ei pot să echilibreze acest tip de comportament. Asta este singura chestiune pe care pot să mai facă. Care este unealtă? Să scadă nota la purtare. Atât. Nu mai pot face nimic altceva. Nu li s-a luat nota la purtare. Că asta e cea care le-a rămas. Păi în afară de nota la purtare nu mai pot face altceva. Păi o secundă, nota la purtare nu li s-a luat. La clasele de gimnaziu există încă nota la purtare. Păi da, nu, asta zic, asta aici... este singura chestie pe care o mai pot face. În rest, nu mai au alte unelte. Ba da, ar fi avut și în lege, inclusiv în lege, inclusiv în ordinul de ministru, în toate procedurile care au fost transmise în școli, există mai multe mijloace de acțiune împotriva bunului. Dă-ne exemple, Oana, te rog. Acea școală, de exemplu. Ca să înțeleagă lumea, să gândească direct la ceva concret. Ceea ce această școală nu a făcut, să anunțe conducerea inspectoratului școlar județean, să inițieze discuții cu consilierii școlari. Să aici ai atins un punct foarte delicat cu consilierii. Știu. Mai departe. Știu. Acolo unde este cazul, să sesizeze organele de anchetă. Să discute cu părinții elevilor și cu cei victimei și cu cei agresorilor. Nu e adevărat, școlile chiar au destule pârghii. Nu există acest moment ultimativ în care profesorilor sau conducerilor de școli s-au luat instrumentele. Fac referire la posibilitatea exmatriculării. Discuțiile cu părinții, da, se întâmplă. Rezultatele sunt minime. Faptul că pot anunța diverse structuri superioare și asta se poate întâmpla, dar dorința părintelui care își are copilul abuzat este să se întâmple ceva atunci, acum. De asta de multe ori apar acele știri cu m-am dus și mi-am luat eu legea în mână. Cumva în zona asta încercam să mă poziționez cu faptul că nu mai au unelte. Înțeleg, dar noi când vorbim despre exmatriculare, vorbim despre acțiune într-un singur loc. Poate e o discuție care merită luată în considerare. Nu spun că n-ar fi, însă. În același timp, dacă noi reducem problema aceasta doar la elev și niciodată la reacția adulților din jurul său, în condițiile în care foarte mulți, o întreagă știință a psihologiei a ajuns la concluzia că foarte mulți dintre agresorii care se manifestă în cazuri de bullying sunt victime la rândul lor, sunt foste sau actuale victime ale agresiunii, fie acasă, fie la școală, fie în alte medii, aici, atunci avem o problemă. Tot pe studiile Salvați Copiii, 63% dintre părinții din România consideră bătaia ca o metodă de disciplină. E ruptă din rai, nu așa spun? Încă este mulți, la modul cel mai serios, unde dă mama crește. E foarte mare posibilitatea, e foarte mare riscul ca un copil care este bătut acasă să ajungă un bătăuș la școală. Este foarte mare riscul ca un copil care este victima bullying-ului din partea profesorului de la clasă să ajungă și el un bullying. Dacă noi reducem și nu vedem cumva global toată problema asta și dacă în permanență ne dorim să facem o omletă fără să spargem niște ouă, nu se va întâmpla nimic. Câtă vreme, ok, acum vorbim mai mult despre ele că sunt mai vizibile în școli, însă sunt generații întregi din țara asta care au fost în copilărie victime ale bullying-ului și care atunci când au devenit adulți, au ajuns și ei buni. Au ajuns să-și bată copiii, au ajuns profesori care se poartă agresiv cu elevilor. Apropo de asta, încerc să-mi imaginez, știi, momentul ăla de la Suceava, din clasă, știi? Împreună cu voi poate încercăm să ne imaginăm, da, un copil care nu este la fel ca ceilalți, nu se mișcă la fel de agil, poate nu reacționează verbal la fel de agil, da? Și este acea ciucă a bătăii, în mod repetat, pentru că el nu va fi mâine mai aproape de ei decât a fost astăzi. Atunci, momentul ăla la clasă, hai mă să facem mișto de asta, ia să vedem, se aruncă? Ce face? Hai să dăm o pungă de pufuleț. Scena asta mi se pare ceva îngrozitor. Și pentru că acei copii, în inocența lor, ei nu-și dau seama de consecințe. Și 16 ani să aibă. Și 20, din punctul ăsta de vedere, ei tot copii sunt mental. Și acolo este adultul care este decisiv în a repara sau a distruge și mai tare. Da, dar aici este o discuție mult mai amplă. Este foarte amplă discuție. Pentru că vorbim despre legea integrării. Iar legea integrării spune că acești copii au dreptul
să aibă parte de învățământ în școala de masă, doar că, din păcate, sunt cadre didactice care spun foarte clar, eu nu accept un copil cu tulburări la clasă. Exact, și aici cumva este iarăși foarte un punct mult de cotitură al discuției, pentru că cumva și măsura aceasta legislativă a fost ca să educăm părinții că în societate sunt și acești oameni, acești copii, da? Poate sunt în familiile noastre și cumva în momentul în care s-a luat o decizie din asta, s-a asumat, din păcate, încă pentru câteva generații, probabil, riscul ca oamenii să nu înțeleagă, să nu accepte, până când nu este în familia proprie un caz de genul acesta. Da, este doar o măsură pe hârtie, uriașă aici, din păcate. Publicitate și revenim ca să intrăm puțin mai în detalii. Am revenit în studio, continuăm o discuție foarte delicată despre ce înseamnă această agresiune, care nu este doar o agresiune, ci este una repetată. Cât de multă tensiune trăiește un copil în așa fel încât să ajungă să violenteze pe un altul sau să îndure atunci când el este victimă, sistematic, o atitudine agresivă din partea, de obicei, nu doar a unui coleg atunci când un copil este stabilit ca fiind cel mai slab din grup din punct de vedere al răspunsului, al reacției la agresiune. Așadar, unde trebuie să ne uităm? Vorbeam mai devreme despre cât de amplu este acest sistem, mai ales când vorbim de copii cu dizabilități, care trebuie să reeducăm practic toată societatea. Da. Din păcate, avem această lege a integrării care este doar pe hârtie. Eu merg în școli și văd ce se întâmplă. Sunt foarte multe cadre didactice care încă au o reticență ca un specialist să le vină la clasă. Da? De nu ce? Acceptă, pentru că sunt văzuți. Pentru că sunt văzuți, da? Și pentru că s-ar putea să se descopere. Și pentru că le este teamă de acest lucru și le este teamă să recunoască, să spună că ei nu știu să gestioneze. Și mai mult decât atât, sunt ele persoane blocate, din punct de vedere emoțional. Și atunci, prin multă validare, prin această siguranță că va fi ok dacă primește pe cineva la clasă, abia atunci încep să accepte. Dar cu greu și nu toată lumea. Practic, și trebuie să faci întâi o strategie de a intra în contact cu sufletul profesorului ca să-l convingi că este bine ce vrei să faci, ca să poți să ajuți până la urmă pe copilul pentru care te-ai dus de fapt acolo. Deci ai o barieră uriașă. Avem nevoie ca și cadrele didactice să primească training-uri regulate, din punctul meu de vedere lunare, prin care să se discute despre toate aceste tipuri de problematice, să se facă aceste intervizări între cadrele didactice. Și să spună și lor că ei nu sunt vânați de nimeni. Ei sunt ajutați în felul acesta să gestioneze situații care sunt în mod real dificile. Nu este pentru că le lipsește lor ceva ca oameni, dar le lipsește ceva ca pregătire. Și atunci lucrurile astea ar putea fi ușurate, învățate, rezolvate, dacă nu, na, ideal să le și rezolvăm. Și ar trebui cumva să schimbăm mentalitatea. Și nu știu dacă o lege pe hârtie poate face asta. Din păcate nu. Asta e problema. Oana, ce ar putea să facă în așa fel încât și profesorii să se simtă ajutați de intervențiile contra bullying? Sigur, e evident că e utilă toată această abordare pozitivă în care să încercăm să schimbăm mentalități. Însă acest lucru e bun, trebuie făcut, însă va dura. Dacă vrem să facem ceva cu adevărat pentru a salva generația de acum, vorbim despre copilul care acum este în școală și al cărui profesor scrie pe internet că dacă are ce s-ar trebui să fie într-o școală specială sau scrie pe internet că dacă se bat copii în clasă este doar vina părinților sau doar vina copiilor, atunci trebuie să spargem ouă pentru a face această omletă, adică să apară sancțiuni. Să apară sancțiuni reale pentru profesorii care fie ignoră bullying-ul, fie îl mușamalizează, am avut și cazul de felul acesta, foarte recent, pentru directorii de școli care ignoră sau acoperă această problemă sau poate chiar o amplifică în funcție de atitudinile lor, până când aceste categorii de cadre didactice nu vor fi cu adevărat sancționate, nu cred că se va întâmpla ceva pentru generația de acum. Mai mult, sigur, abordare pozitivă la părinți, educație parentală trebuie făcute. Cred tot sufletul meu că trebuie făcute. Însă, iarăși, dacă nu schimbăm ceva în legislația referitoare la pentru profesor sancțiuni, dar pentru copiilor părinți, acasă, câtă vreme Direcția pentru Protecția Copilului
nu și-a în serios mereu misiunea și copiii sunt bătuți sistematic, iar unii, iar noi aflăm de ei abia atunci când se întâmplă tragedii, Doamne ferește, mor sau se întâmplă alte nenorociri, și abia atunci intră în atenția publicului și în mod forțat în atenția instituțiilor, când ar fi trebuit să fie invers, nu se va schimba nimic. Da, ne ducem din nou într-o zonă de sancțiune. Da. Chiar și pentru cadre didactice, ne ducem într-o zonă de bullying, adică menținem acest fenomen. Totuși, asta ar trebui să vină adică sancțiunea, soluții la pachet, sancțiunea face cu parte formări din contract social. Eu cred că da, cadrele didactice care practică bullying-ul ar trebui sancționate. Nu cred că asta este cea mai bună soluție. Din punctul meu de vedere, ar trebui să avem niște traininguri pentru cadrele didactice, unul la mână și doi la mână. Dacă eu observ că acel cadru didactic nu reușește să pună în practică, vin și îl retrainuiesc de câte ori va fi nevoie până când el va implementa. Nu sancțiunea îl va ajuta. Poate sta la clasă dacă el nu este capabil să integreze aceste forme de... Doamnă, dați-mi voie să fiu de acord cu dumneavoastră când vorbiți despre training-uri, dar să continui să fiu de acord cu mine însă, ca să zic așa, când vorbesc despre sancțiuni. Eu nu cred că această poveste se poate ameliora unidimensional. Nu cred în forța vindecătoare a binelui și atât. Cred că o sancțiune face parte, între adulți, o sancțiune face parte din contractul social. Doamnă Ioana Coman, cred că trebuie să rămână așa. Aș vrea să mergem puțin și spre părinți, pentru că, ok, avem varianta asta să sancționăm profesorii, cu sau fără sancțiuni să-i trainuim. Copilul, clar, trebuie susținut, indiferent în ce poziție este, copilul nu este niciodată vinovat. Dar părinții, cum ne putem adresa părinților? Cum le putem schimba lor mentalitatea? Poate că teoretic sunt și ei de acord că nu este bine să slovești copilul, dar cum îl scoți din momentul de furie când a plecat mâna și a dat palma? Cum intervii în punctul acela atât de intim care este acasă? Doamna Coman, nu știu dacă m-ați auzit. Da, sigur. Este o problemă foarte delicată, pentru că dacă ne gândim, limitele competenței profesorilor se limitează la spațiul școlar. Adică nu poți să te duci să faci ordine acasă în cazul unui părinte agresiv. Numai că avem resurse pe care le putem mobiliza și mă refer în primul rând la partenerii comunitari. De exemplu, asistentul social este o persoană resursă foarte importantă în cazul... Și cât funcționează? Pentru că dumneavoastră funcționați deja în sistemul acesta anti-bullying. Cât este el de eficient în realitate? Da, este în realitate și vorbesc din experiență, pentru că noi, în calitate de consilieri școlari, sigur că avem ocazia să intrăm în contact cu cazuri de copii abuzați, neglijați în familie, și, mă rog, care au în consecință și probleme de adaptare școlară. Întotdeauna asistentul social din primărie este unul dintre partenerii noștri, iar acest lucru este benefic pentru că el are posibilitatea și conform atribuțiilor pe care le are la nivelul comunității, poate interveni pentru reglarea sau, dacă vreți, rezolvarea unor situații de genul acesta. Și noi apelăm întotdeauna în anumite cazuri la sprijinul comunității. Sigur că pot fi solicitați și alți membri ai comunității în funcție de situația concretă, cum ar fi, de exemplu, factorii responsabili din primărie, factorii de autoritate, primar, viceprimar și chiar am avut situații în care am apelat. Vă dau un exemplu. Aveam un caz, cazul unui copil agresor în școală, dar
copilul avea și probleme de sănătate, iar crescut de o mamă singură care a refuzat să-l ducă la medic. Atunci am apelat la sprijinul viceprimarului, care s-a deplasat personal cu mașina și a dus copilul la medic pentru evaluare. Deci v-am dat doar un exemplu de ce se poate face. Doamna Comar, mă adresez dumneavoastră și nu numai dumneavoastră și celor care ne sunt aici alături. Până la urmă vorbim așa, de copii care sunt abuzați și care nu știu cum să reacționeze, vorbim de părinți care provoacă lucrul ăsta, fie că își dau seama, fie că nu-și dau seama, iar soluțiile par de cele mai multe ori la nivel de intenție, de discuție și poate de o hârtie. Dar cred că soluția ar trebui un pic altcumva. Sau așa simt eu ca părinte de doi copii care se lovesc de asta. Exact asta încerc să vă spun, că nu în toate cazurile intervenția rămâne la nivel de discuții și nu întotdeauna activitatea de combatere a bullying-ului și a agresivității în școală, în general, rămâne doar la nivel de hârtii. Noi cunoaștem realitatea din teren, am avut ocazia să ne plasăm în mai multe școli și am găsit inclusiv școli fără bullying. Știți ce aș vrea să vă rog să ne spuneți apropo de... Să generalizez. Da, exact. Haideți să vedem ce se întâmplă cu un copil care a fost salvat, ca să folosim un termen mai radical de data asta, dintr-o situație de bullying. Să presupunem că a ajuns, a fost mutat și este într-o școală unde nu există, așa cum spuneți dumneavoastră, bullying. Ce se întâmplă cu el mai departe? Cu ce rămâne după ce a trăit această experiență? Poate fi curățat, între ghilimele, complet? Fără îndoială că, da, sunt servicii de sprijin care pot fi dezvoltate pentru acești copii, inclusiv, în funcție de nevoi, consiliere psihologică sau psihoterapie. Cam în cât timp se vede dacă respectivul copil a depășit momentul cu adevărat sau mai are de lucru la asta? E greu de spus, dar trebuie să înțelegem că este vorba de un proces care implică o serie de schimbări. În plus, vorbim de copil, adică el se află oricum într-un proces de construire a personalității și e greu să anticipezi momentul în care, iată, hai că am reușit să rezolvăm problema. De aceea, eu am constatat că este foarte important ca școala să ofere copilului sprijin și, mai concret, să existe în școală persoane resursă pentru copiii vulnerabili. Iar vorbesc din experiența noastră, am constatat că în cazul unui copil cu probleme grave, aș îndrăzni să spun, abuzat sau neglijat în familie, sau părinți plecați în străinătate, sau, nu știu, familie monoparentală. De exemplu, am întâlnit un tată care creștea singur 5 copii. Bun, școala, să știți că poate să ofere un ajutor concret și anume un mentor, să-i zic mentor, nu știu dacă e corect să spun asta, o persoană de sprijin. Asta înseamnă, de exemplu, un profesor, un profesor care are sigur un anumit profil, adică este empatic, iubește copiii, este apropiat de copil, iar el, în felul acesta, va avea ocazia să compenseze, dacă vreți, într-un fel, lipsurile copilului de acasă și mă refer la sprijinul emoțional, în primul rând. E mare lucru dacă un astfel de copil, când vine la școală, este întrebat cum te simți astăzi, tu ai mâncat, ai nevoie de ceva, povestește-mi ce ai făcut sau să ne gândim că nu e mare lucru totuși să ai în grijă
un copil pe care să încerci să-l tratezi cum ți-ar place să fie tratați copiii tăi în școală. Deci asta nu presupune nu știu ce pregătire specială sau... Adică vorbim despre igienă emoțională. Da, igienă emoțională, o minimă empatie umană pe care o avem în mod reflex dacă suntem poate mai liniștiți, dacă avem o intenție cât de mică să ne depășim stresul nostru sau iritarea de moment că ne-a claxonat cineva fără motiv și să fim atenți la copilul ăla care este în raza noastră vizuală până la urmă. Persoană de sprijin, aș vrea să rămânem pe ideea asta că atunci când vrem să facem un bine, este suficient poate doar să-l întrebăm pe copilul ăla cum te simți și schimbăm direcția, cum se spune. Vă mulțumesc foarte mult pentru direcția pe care și-o pot găsi poate din emisiunea noastră unii oameni și poate unii copii. Vă mulțumesc pentru discuție și ne revedem mâine la 9 fix. Raluca Alhadad, vă mulțumesc, rămâneți cu Prima News.